bine ați revenit din pauză. Știți că sunt recunoscută pentru că de obicei în pauză mă duc eu și biblioteca mea la examen. Știu că este foarte greu când stai într-o sesiune lungă și pauza deja este mult mai scurtă decât cele 30 de minute promise. Dar încercăm să ne ținem de program pentru că avem câțiva invitați care au alte întâlniri și cu cât întârzie mai mult, cu atât se strică tot sistemul. Vor mai veni din pauză și celelalți colegi ai noștri. N-au reușit să-i convinc pe toți să vină sală. Cred că v-a plăcut prima sesiune și eu am fost încântată și m-am bucurat să văd atât de multă pasiune și atât de mult curaj și atât de multă dorință de a face lucruri, atât la branduri, dar mai ales la oameni care nu sunt din domeniu. Și așa cum v-am obișnuit la toate evenimentele noastre, atunci când vorbim despre marketing, despre branding, despre comunicare, despre financiar, bancar, despre, nu știu, inovație, întotdeauna căutăm să aducem în luminile rampei, dacă pot spune așa, oameni din afara domeniului. Pentru că, dacă vorbim despre imagine, dacă vorbim despre marketing, nu sunt cei mai indicați să vorbească doar oameni de marketing. Și pentru că este mult mai inspirațional, dacă pot să spun așa, să vezi alți oameni care fac marketing fără să fie profesioniști, pentru că au nevoie, și să-i asculți, să vezi ce probleme se luptă, care sunt lucrurile care li se par grele, care sunt victoriile lor și te ajută într-un fel pe tine, ca și profesionist, să vezi puțin alte lucrurile. Și cred că această capacitate de a aborda, de a vedea problema pe care o ai de rezolvat, campania pe care o ai de făcut dintr-o altă perspectivă sau și dintr-o altă perspectivă, nu poate să fie decât de ajutor. Așa că astăzi ne-am gândit că ar fi interesant să vedem cum vede un regizor marketingul. Și astăzi, alături de noi, avem marea onoare și bucurie să-l avem pe Cristi Puiu. Vă rog să-l dăm aplauze. Bine ai venit, Cristi! Îți predau scena. Și facem și cu întrebări. Am să vă rog să interacționăm, să puneți întrebări. Spune-ne de unde vii. De unde vin așa? Așa, în general. Vin de acasă. Da. Păi atunci ne înțelegem. Ceva mai e deschis, cred că este... Da, merge. Nu e bine mea. Da, deci bună ziua. Am acceptat invitația pentru că mi s-a părut că e urât să refuz o invitație atât de frumos formulată, dar nu prea am ce să spun despre marketing, adică nu sunt niciun fel de specialist și de multe ori intru în conflict cu oamenii de marketing. Adică eu sunt nu tocmai clientul ideal. Și asta pentru că de la start, vorbesc aici strict de filmele mele. Compania noastră, Mandragora, produce mai multe filme și pentru că sunt regizor, am ales acord prioritate regizorilor cu care lucrăm. Și atunci orice spune un regizor este respectat. Și dacă el dorește să aibă afișul ăsta în loc de celălalt, atunci vom alege ceea ce alege regizorul. Dar pentru că filmul românesc se vinde greu și noi n-am fost niciodată prinși în dinamica asta a vânzărilor internaționale, nu ne-am strunjit în niciun fel strategia. Nici ne-am pus problema. Adică, ne-am pus problema, dar piața românească este singura piață la care noi avem acces. Pentru că atunci când facem un film care ajunge să intre în circuitul festivalier pe clasă A, Cannes, Berlin, acolo trebuie să te duci cu un agent de vânzări internaționale și de regulă agenții ăștia de vânzări internaționale sunt oameni care dirijează companii foarte serioase, cu o experiență destul de, cum să spun, experiență de durată.
Asta s-a întâmplat și cu filmele mele anterioare. Asta s-a întâmplat și cu filmul ăsta. La ăsta, mai mult ca la celălalt, am avut un clash cu agentul de vânzări internaționale. Nu marele clash, dar nu ne-am pus de acord asupra afișului. Și a fost așa, pentru că de multe ori ajuns să faci pentru Cannes. Filmul nostru mai a fost prezentat la Cannes, la competiția anul ăsta. Și pe ultima 100 de metri, atunci când eram la Paris, prin martie, eram la Paris și lucram la sunetul filmului, terminam filmul, lucram la sunet, mixaj, faza finală, am avut și niște întâlniri cu Wild Bunch, cu El Driver, care sunt agenți de vânzări. Wild Bunch vinde în Franța și El Driver internațional. N-am reușit să ne punem de acord asupra niciunei strategii, pentru că nu era timp, eu aveam treabă și lucrurile s-au precipitat cumva așa până în ultimul moment. Și cu câteva zile înainte de Cannes, deja eram acasă, m-au anunțat că nu vor să folosească afiș la Cannes. M-am supărat pentru că nu m-au anunțat în vreme, pentru că altfel înțeleg că este o strategie de vânzare. El Driver și Wild Bunch sunt companii foarte mari și de cele mai multe ori distribuitorii care au ajuns să distribuie filmele în teritorii îi caută pe ei și nu invers. La Cannes există o piață de filme și fiecare agent de vânzări internaționale are propria lui tarabă și vinde, are un catalog cu filme pe care le vinde. Dacă mergeți pe internet și căutați Wild Bunch, este una dintre cele mai mari. Lăzărescu și Aurora, spre exemplu, au fost vândute de Co-Production Office, care e o companie mai mică, dar care are un catalog destul de serios și este o companie foarte respectată. Philippe Bober, cel care este patronul și colaboratorul nostru, a fost coproducător la Aurora, e un om care are un gust foarte rafinat și este recunoscut pentru asta. Prin urmare, și la el vin distribuitorii și bat la ușă, nu, ca să vadă cam ce film mai are de vânzare anul ăsta la Cannes. Relația pe care o am eu cu filmul, cu propriul meu film și cu afișul care îl reprezintă, este o relație care nu are legătură cu propria mea filozofie. Nu este cea mai bună filozofie în termen de vânzări, cred, nu sunt un expert, repet, dar pentru mine afișul este o extensie, trebuie să fie o extensie a filmului, trebuie să fie parte din film, nu o reprezentare, nu o imagine fixă a ceea ce se poate petrece sau care să aibă funcția asta de a-ți da un gust, o imagine despre o idee despre ceea ce se petrece în film. El e parte din film în sensul în care nu că funcționează ca o concluzie, dar intră într-o relație specială, particulară cu filmul, cu imagine din mișcare, imagine din mișcare din film, nu? The moving picture, care este cinemaul, care este filmul. Păi avem o imagine fixă a afișului. De regulă, ca o completare. Și asta din niște motive foarte precise. Cred că este aproape imposibil să intri în sala de cinema virgin, te duci să vezi filme care au luat Oscar sau care au luat Palme d'Or sau care au luat Ursul de Aur, există deja un filtru, un criteriu de selecție, sau te duci să vezi filme în care joacă actorii preferați, sau te duci să vezi filme nu realizate de regizori care îți plac, și așa mai departe. În orice caz, relația cu cinemaul este oarecum mediată de să zic așa, global, de informațiile care ajung la noi prin intermediul presei, mass media. Chiar dacă lucrurile nu se întâmplă așa, în momentul în care omul ajunge la mall, să zicem, și are de ales dintre 10 filme la care se intre, te întâlnești cumva cu afișul. Și afișul îl arată într-un fel. Filmul are poate un titlu, care are și ăla semnificația lui. Prin urmare, atunci când intri în sala de cinema, îți setezi oarecum așteptările. De asta afișul, doar măcar pentru asta, afișul este important, foarte important pentru mine. Anul acesta,
L-Driver au decis să nu prezinte afiș la Cannes. M-am supărat că nu m-au anunțat, dar am înțeles care le este strategia. Eu am pus afișul pe site-ul festivalului. Mi-au zis, domne, afișul ăsta al tău este nemaipomenit, dar o să sperie clientul. Am zis, mi se pare foarte grav atunci. Dacă aveți nevoie de un afiș ca să vindeți filmul, înseamnă că filmul este foarte prost. Oamenii nu cumpără afișe, cumpără filme. Sau dacă clientul se sperie, clientul e prost. Adică, pe mintea mea era foarte simplu. Mi se pare că e greșit să vindești, și acum mi se pare că e greșit, probabil că greșesc, dar mi se pare că e greșit să te folosești de afiș ca de o momeană. Asta s-a întâmplat în momentul în care am făcut moartea domnului Lăzărescu și cum eu am o relație specială, să zic așa, cu premiile, că pe mine mă cam ocolesc premiile. Când s-a întâmplat chestia cu Lăzărescu, s-a întâmplat, a existat povestea, a fost pusă pe internet, acum am căutat-o în ultima vreme să văd dacă mai există acolo, nu mai există, dar pot să fac rost de ea ușor. S-a întâmplat un lucru destul de ciudat. Filmul a fost selecționat la Ansăfran Văgar în 2005 și în momentul în care a fost selecționat, m-a sunat Cristian Jean, unul dintre selecționeri, directorul artistic al festivalului, și mi-a spus, Cristi, filmul este în selecție, este la Ansăfran Văgar, felicitări, nu știu ce, dar nu se poate fără un agent de vânzări internaționale. Cum facem? Uite, eu știu pe Filip Bober, la Copul Action Office, dacă știi, el vinde filme destul de importante, vinde Carlos Regata, de exemplu, vinde Jessica House, în așa departe. Și ok. Nu știam ce înseamnă chestia asta. Filip a văzut filmul tău, îi se pare extraordinar. Apoi m-a sunat Filip, ne-a trimis contractul, noi s-a părut așa o mare minune, era pentru prima dată când se întâmpla chestia asta în România, un film românesc să ajungă să fie, să prezinte asemenea interes, ne-a trimis contractul, ne-a zis, băi, uite, 70% luați voi, 30% luăm noi, după ce ne reducem cheltuielile, și au fost foarte multe cheltuieli, dar noi ne-am bucurat că era important, mergeam la Cannes, eram reprezentați acolo, și a fost discuția legată de afiș și am zis, afișul fac eu, ăsta e afișul. Filip a zis, ok, n-a avut nicio problemă. Ba mai mult ne-a ajutat și a zis, știm, Market la Cannes este o coloană foarte mare, în locul plin de, nu știu, 3 oameni, dacă se țin de mână. M-am gândit să fac acolo un mare afiș. Ceea ce a și făcut cu afiș. Ne-am bucurat foarte mult, am făcut și fotografia acolo. Am ajuns noi pe aici, în estul Europei, așa ca niște țărănuși la oraș. Și ne-am așezat în fața afișului. A fost chiar un moment. Dar problema a apărut ulterior. Cum adică moartea domnului Lăzărescu? Ăsta e foarte greu de vândut. Povestea asta de la Cannes cu Lăzărescu are există o poveste care se petrece înainte de asta. După ce am terminat faza de montaj inițial, și o fază brută, am zis, domne, duceți-vă, oamenii ăștia din cinema de la noi, domne, duceți-vă neapărat la Berlin, că acolo să găsiți niște distribuitori și apoi, dacă iau la Cannes sau nu știu ce, în fine, un balet din ăsta pe care noi nu eram, adică nu aveam cunoștință. Și m-am suit cu Alex, producătorul executiv al filmului, eu nu aveam carnet atunci, și ne-am suit în mașină, am închiriat o mașină, împrumutat o mașină la un prieten, și ne-am dus la Berlin cu mașina. Ne-am dus la Market, acolo în Berlin, am făcut DVD-uri. Eu luasem un an în urmă Ursul de Aur, pentru ce mai bun scurtmetraj la Berlin. Am zis, mamă, punem aici. Poți să mă aștepte ăștia, că am făcut un măr copt. Ne-am ajuns acolo, chiar nimeni nu avea timp de noi. Nu știau cine sunt. Și chiar l-am pus acolo pe... Așa cum ne-am gândit noi cu marketingul ăsta primitiv. Am făcut DVD-ul și am pus de la director. M-am văzut că... Adică... la regizorul care a făcut Cigarettes and Coffee și Ursul de Aur. Adică mi-era și rușine când prezentam asta. Și tiparul era prost, era destul de cenușiu. Și titlul tradus în engleză, The Death of Mr. Lăzărescu. Și duceți-vă la aia, n-aveau timp de noi, pentru că ei vindeau filme importante. Și am ajuns la White Bunch. Acum am treabă cu ei, dar atunci a fost foarte funny.
Și îmi ziceau ăștia, băi, duceți-vă la Wayne Bunch, dar înseamnă la Ravali, e un tip. Și am ajuns acolo și am ieșit la taraba lor, acolo, la chioșcul lor și a apărut Maravali. Cred că l-am deranjat. Era la mânca ceva, un sandwich, o chestie. Și am venit acolo. Noi știți că suntem în România, am făcut un film. Și nici nu ne-am ascultat. Bonjour, și ce se uită? Zice, cine e Lăzărescu? Bătrânelul ăsta din imagine. Cât durează? Două ore jumate. În ce limba e în română? Fiind de două ore jumate despre un bătrân care moare, nu mă interesează. În limba română, nu mă interesează. Pac. Hai, vă rog, vedeți-mi că nu știu ce acordați. Nu mă interesează. Poate să fie și Citizen Kane, nu mă interesează. Și am plecat de acolo, cu atât, și am făcut o duzină de DVD-uri. Mi-am întors cu toate acasă. Adică nu cu toate, am mai lăsat pe la un ce așa. Oricum, mai aveam niciun fel de speranță. Și ne-am întors acasă. Filmul a fost ulterior selecționat la Cannes, Philippe Auber. Și în final, cum au început să vândă filmul, adică cum fac cu titlul, se schimbe titlul, nu se poate să pui, să ai moartea în titlu, asta e foarte greu de vândut, lumea fuge. Și am avut șansa de a primi premiul secțiunea Sertan Răgan. Chiar șansa, adică nu e banc. Noi am terminat filmul, ne-am dus acolo la Cannes, ne-am bucurat foarte tare că filmul a fost selecționat la Cannes, că urmează să fie văzut, distribuit în fel de fel de teritorii. Și pentru noi, Cannes a fost anul ăla, a fost o vacanță. Și la un moment dat a venit și anunțul, Domnul a luat premiul. M-am și uitat la numerologie. E că premiul s-a acordat pe 20-a 5-a 2005, am zis 2005-2005, ce să însemne treaba asta? Dar povestea am auzit-o abia la petrecere. Trecea de după, Eduardo Antin, fost director al festivalului Buenos Aires, mai cunoscut sub numele de Quintin, a venit la mine și mi-a zis, teribil, ce, incredibil, nici nu știi cum s-au petrecut lucrurile. Uite cum. Și mi-a spus să-mi povestească. A început filmul și jurul a ieșit din sală după jumătate de oră. Și a rămas doar el, Quintin, și cu Sandra, nu știu cum se numește, directoarea de la Rotterdam. Care au văzut filmul până la sfârșit și apoi s-au dus după, jur în frunte cu Alexander Payne, care era președintele jurului, dar însă în regal din anul ăla. S-au dus după ei, după ce aveam filmul, domnule, vedeți filmul ăsta, neapărat ăsta e filmul care merită premiul, dacă dată care au susținut filmul. Eu știu cum se întâmplă, am fost și eu în jurii și funcție de chimia care se naște acolo, sunt ori discuții foarte lungi și obositoare, ori discuții plăcute. În fine, de la jurul la jur, lucrurile se schimbă. Aici a fost o luptă. Și s-au dus și au văzut filmul și l-au văzut până la capăt și așa s-a întâmplat ca filmul să primească premiul. Premiul ăsta a ajutat mult. Filmul a fost ulterior distribuit destul de bine. Iar filmul a ajuns să devină o legendă, cumva, în anul următor, în 2006, când a fost lansat în Statele Unite și criticii din Statele Unite l-au pus pe prima poziție și în felul ăsta a devenit, mă rog, cel mai bun film pentru că în Statele Unite s-a potrivit de către critici, lansat în anul în Statele Unite. Dar problema cu lansarea tot n-a fost rezolvată. Și noi la București ne-am gândit, băi, facem o lansare, pentru că fusese la televizor era serialul ăla cu Spitalul de Urgență. O să pun în scenă undeva, mergem la Centauro, sunt un studio, facem niște fotografii așa și trimitem vizualul așa în zona asta de serial TV. Fani, pe râs. Nu e un film la care să râzi neapărat, adică are momente comice, dar nu despre asta e vorba. Și să le trimitem așa, apăsat în direcția aia, și pe modelul ăla, cumva invers, cam conceptul ar fi fost cam același cu Broscuța, când după război au încercat să resusciteze Volkswagenul ăsta, care era legat de partidul nazist și de Hitler, nu știu ce.
și au făcut reclamă pe negativ și noi am încercat să trimitem spre comedie, apoi cei de la Tartan Film, nu știu dacă asta a ajutat la distribuția filmului, era un Dita mai Berdu pe la Obor, pe intersecția acolo, pe un bloc. Ne uitam, eram foarte mândri de reușita asta, pe la metro, nu știu ce, dar nu știu dacă asta a adus oamenii în sală, oricum era un prim film după o perioadă de stagnare relativă și de început de ceea ce se numește Noul Val Românesc. Dar cei din Anglia și cei din America au încercat să facă cam același lucru și au trimis filmul în direcția asta. Și el a fost prezentat pe afișele din Anglia și din America de tot comedie, black comedy. Pentru a aduce pe om în sală și pentru a nu-l speria cu povestea prin titlu, Moartea Domnului Lăzărescu. Francezii au mers mai departe, au făcut un afiș așa animat, un desen așa comic și trailerul era cu o animație, cu îmbătrâneli, cu pisici, miau, nu știu ce, o ambulanță, o chestie din asta comicoidă, așa, și au schimbat și titlul, cum se întâmplă de obicei în Franța, și se cheamă acum La mort de Dante Lăzărescu, adică mai bagă o chestie din asta, un acroș cultural, adică atenție, vorbind de lucruri importante. Și cam asta a fost povestea cu marketingul în care eu am fost implicat. La Aurora a fost și mai grav, dar asta e o altă discuție. Dar știi ce vreau să te întreb? Pentru nouă tău film, Sierra Nevada, după ce ai avut experiența asta cu moartea în titlul la Domnul Zădăvescu, acum nu ai moarte în titlul, dar este despre un parastas. Și după 2 ore jumătate a fost un film de aproape 3 ore. Da. De ce ai avut din nou curaj să mergi fix pe ce ți-a spus instinctul și pe așa cum ai vrut tu să faci? Deși știai că, uite, toată lumea avea filme mai scurte, și am spus. Da, mi-e greu să spun acum. Nu este o chestie. Din exterior pare să fie vorba de un nebun, așa, care se încăpățânează el să chinuie oamenii, să nu știu. Nu e vorba despre asta. E și sigur că în momentul în care eu tranșez, aleg, gândesc, evaluez ceea ce păstrez în film, ceea ce se scot dintr-un film, pentru care scriu scenariu, mă gândesc la o mulțime de lucruri care nu au legătură doar cu prima vizionare. Cumva tindem să credem că cam asta ar fi relația pe care o poate avea spectatorul cu filmul. Te duci, îl vezi odată și la revedere, noapte bună. Se poate și așa, numai că nu funcționează așa. La un moment dat, când eram tânăr și citeam cărți mai mult decât o fac azi, am găsit un volum de interviuri, sau erau niște interviuri cu Borges în secolul 20, asta se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu, unde vorbea despre ce înseamnă să citești o carte, ce înseamnă să recitești o carte, ce înseamnă să revizitezi o operă. Iar lucrurile, atunci mi s-au părut, hai bă, lasă-mă. Am citit-o, gata, am bifat-o, oricum pot să-l spun în cartier că am citit Dostoievski, sunt mare deștept. Aveam așa un fel de competiție, aveam un prieten, Dan, de citea Proust, În căutarea timpului pierdut, și ieșise atunci la Cartea Românească Ulisse al lui Joyce și era așa o competiție, cine citește, o prostie, de băieți de cartier, dar mai deștepți puțin, chipurile. Dar asta a stat puțin cu mine și experiența am făcut-o. Și mi-am dat seama cât pierzi la prima lectură. Și ce înseamnă, de fapt, întâlnirea cu... Și dacă nu credeți, faceți experiența asta, dar pe scurt, cu poezia. Și lăsați timp și încercați să vă întoarceți la un poem pe care l-ați citit acum 2 zile. Se întâmplă un lucru misterios. Realizez că, de fapt, nu vezi nimic. Și nu înțelegi mare lucru. Cumva există o legătură care se naște între tine și opera la prima vizionare. Cât se poate de legitimă, dar riscul este ca tu să rămâi la nivelul, pe primul palier ăsta al poveștii spuse. Cine e ăla? E foarte greu să găsești, adică, în dramaturgia, nici nu scrii scenariu, când construiești situația, e foarte important să alegi bine momentele în care personajele intră în scenă, de așa manieră încât spectatorului să-i fie ușor să le identifice.
când faci castingul, cum ar fi, de exemplu, să ai, să iei pe toți îmbrăcați așa ca niște chinezi, toți la fel, și să semene între ei? Păi ai pierdut, nu mai înțelegi nimic din filmul ăla. Adică, no offense, nu vreau să... Dar... E o problemă asta. Adică îți iau un timp. Deci aia e mama, ăla e tata, ăla e copilul, ăla e unchiul, ăla e poștașul, ăla e polițistul, nu știu ce. La a doua vizionare, în momentul în care toate lucrurile astea s-au așezat, deja îi cunoști pe oamenii ăștia și ești atent la alte lucruri. În mod natural, nu-ți propui să fii atent la alte lucruri. Pur și simplu ești atent la alte lucruri pentru că pe astea le știi. E, și atunci încep să se întâmple lucruri. Eram în școală, la începutul anilor 90, nu știu, până în 94, aveam așa un... eram foarte atașat de un cinema cumva epurat, veneam din pictură, îmi plăceau foarte mult compozițiile, cinemaul tradițional, Kurosawa, de exemplu. Eu, un coleg mi-a dat un film de Cassavetes, John Cassavetes, ca să zic așa, A Woman Under the Influence. Și făceam schimb de casete, adică eu i-am dat lui Kubrick Full Metal Jacket, mi-a dat A Woman Under the Influence și m-am uitat la film azi, adică seara am uitat la film, un film de 2 ore jumate cam pe acolo. Mamă, ce prostie mi-a dat ăsta, Cedric. Și ce? Miez i-am dat eu, Kubrick. Și l-am văzut și m-am dus la cutare. M-a tulburat cumva filmul. Nu puteam spune exact de ce. Eram spune la cinema, adică eram la început. A doua zi dimineață, nu m-am dus la școală, m-am mai pus o dată filmul. E, când am văzut a doua oară, s-a întâmplat ceva care m-a făcut ca după masa de prânz să mai pun o dată, să mai văd o dată. Și am zis, ăsta e, this is the man. Ăsta este regizorul. M-am dus apoi la Karlov, era un magazin de care închiria casete video, nu știu ce, și am căutat filmele lui Cassavetes și le-am văzut cam pe toate. Nici nu este așa greu, pentru că a făcut vreo 10 filme. A făcut 2 pentru Hollywood, deci în total 12 filme a făcut. Are realizat, sunt 9, clar, mari și late, dar e bine să... Da, mă rog, vă interesează, dar asta e o altă discuție. Și atunci am văzut cam ce înseamnă, de fapt, asta. Și aia m-a modificat. Și de fiecare dată când am gândit, și în școală, când făceam filme de școală, mă gândeam ce înseamnă, ce dă asta la a doua vizionare. Și am pariat întotdeauna pe a doua vizionare, pe a treia vizionare. Dar oamenii se uită de 2 ori sau de 3 ori la filme? Unii da, pentru aia fac filmele. Afară, publicul de afară se uită? Se caută astfel de filme? Pentru aia fac filmele, da. Da. Și în cauza asta sunt foarte puțini spectatori. Dar, cum să spun, nu mă supăr deloc dacă lumea nu intră la filmele mele sau alege, ales pe doi să iasă din sală. E foarte ok. N-am o problemă cu asta. Cred că sunt anumite lucruri despre care nu se poate vorbi așa în 2 timp și 3 mișcări, într-un film de 90 de minute. Poți imagina o acțiune, poți imagina o situație, poți imagina fel de fel de lucruri care au, să zicem, poartă cu ele suficient sens încât filmul și povestea, filozofia conținută să ajungă vie și nevătămată la spectator. Dar discuția despre durată este o falsă discuție. Să ne înțelegem. Există filme de 5 minute care par să dureze o eternitate. E o chestiune care este legată de durată și conținut. Astea vin împreună. Publicul nu are chef să vadă filme de 3 ore în care se spun povești legate de propria... Spectatorii n-au chef să vadă povești despre propria lor viață. Am timp să dau 3 ore din viața mea pentru un film care vorbește despre o ficțiune fantastică. Exemplul este la îndemână, The Lord of the Rings. Sunt 3 filme, toate 3. Fiecare din ele are 3 ore. Cum să spun, este o operă cinematografică pe care o apreciez, dar cred că înțelegem cu toții că dacă ieșim din sală până la toaletă și ne întoarcem, n-am pierdut nimic. Că dacă mai vorbim cu colegul, colega de alături, n-am pierdut nimic.
am văzut, au omorât 3 orci, acum, în 5 minute, 5 minute mai târziu, mai omoară că nu știu câți orci. Înțelegem toate, efecte speciale, tot. Sigur că poți să alegi să te lași așa, să plonjezi în toată povestea aia și să ieși cumva din lumea care nu prea îți place, realitatea ta de zi cu zi. Acum, ca tipul ăsta de obiecție, o înțeleg. Și este cât se poate de legitimă și nu mă supăr. Pentru mine, însă, problemele alea sunt importante și nu le pot expedia așa. Dar să vorbesc eu despre filmele mele e deja puțin deplasat. Dar ăsta este, este drive-ul la început. Nu mă gândesc cum să fac un film de așa manieră încât publicul să-l aprecieze, distribuitorii să-l cumpere, să-l distribuie și eu să mă îmbogățesc. Nu pot să mă gândesc așa. Mi se pare că viața e prea scurtă. Adică mi se pare că este o păcăleală. Lucrul ăsta l-am făcut în momentul în care adică mi-a trecut prin minte lucrul ăsta prin 93, când am depus dosarul meu cu lucrări la o galerie din Lozan și ei mi-au oferit spațiu de expoziție pentru o lună. Și atunci am început să fantasmez ca un românache venit din comunism, că asta eram, eram într-o beznă a comunismului și am zis, mă îmbogățesc, frate. Am galeria pe mână o lună de zile, să vezi ce picturi fac de pe vânt ăstora și plec cu teșchereaua plină. Și am stat și m-am gândit la chestia asta, că nu știam cum să o gestionez. Și am zis, băi, nu se poate. În varianta în care eu fac concesii acum și nu vând, nici nu am făcut, n-am spus ce am vrut, nici nu am vândut, mi s-a făcut așa o perspectivă sumbră cu totul. Și am zis, băi, fac cum vreau, eu pictez ce vreau eu, cui îi place, cumpără, cui nu, nu cumpără și cu asta, basta. Mă duc 3 tablouri din 60 sau câte era, măi, erau 60, 30 câte era. Poate nici măcar. Dar am făcut ce am vrut. M-am bucurat și m-am întristat în același timp pentru că m-aș visez așa. O să se, mamă, ce o să se vorbească numai despre tine. O să fii pe prima pagină a ziarului, toată lumea o să zică că a venit Van Gogh în România. Nu s-a întâmplat asta. Și de atunci am luat decizia asta de a nu mai face niciun fel de concesie de tipul ăsta. Viața e prea scurtă. O să fac filme puține, poate nu o să mai fac niciun film. Am făcut 4 filme de lungmetraj și o să mă opresc aici. Și dacă așa e să fie, așa, așa să fie. Dar prin asta nu cer, știu eu, Doamne ferește, înțelegere din partea spectatorilor, oameni buni, vă rog frumos, mai cu grijă, nu dați așa tare în mine, veniți, stați toate cele 3 ore, o să aveți de ce merită sau... Nu zic, citiți ce a scris presa, ce au scris criticii, nici asta nu este neapărat un criteriu. Ceea ce îmi doresc eu de la spectator este să vină cât se poate de deschis să intre în sala de cinema și să lase la o parte toate gândurile parazite care nu au legătură cu cinemaul. Dar asta este doar ceea ce îmi doresc, nu e și ceea ce se întâmplă sau s-ar putea întâmpla. Vă rog dacă aveți întrebări. Vreau doar să spun că mie îmi place foarte mult să vedeți și printre altele citesc pe Anthony Bourdain, care zice că atunci când ești dintr-o relație, trebuie să fii pregătit să faci cel puțin o omletă. Când am văzut eu moartea domnului Lăzărescu, eram proaspăt căsătorită și soțul meu n-a rezistat. La tot filmul a trebuit să ieși în zală. Așa că zic că ar trebui să fie un test pentru tinerii căsătoriți să vadă cât rezistă. Vreau să te întreb dacă consider că viața noastră în România mai poate fi exploatată ca subiect de film. Adică s-au exploatat toate fațetele, toate detaliile. Nu știu ce să spun. Mi se pare că în România viața aici și pretutindeni este cât se poate de bogată și inepuizabilă. Adică povești sunt la îndemână, poți să faci filme. N-avem noi bani câte filme se pot face aici în România. Apoi există un reproș care le este adus cumva tuturor cineaștilor, ăstora din Noul Val, din care fac și eu parte, cum că speculează urâțenia și mizerabilismul. Asta este, vedeți, este ușor și mi se pare că e ok dacă lumea comentează și aduce reproșuri. Nu asta este problema. Problema este că nu sunt argumentate. Sau
Dacă ar fi să facem efortul de a ne muta, ne așeza în pantofii celuilalt, în pielea celuilalt, de cum ar fi? Dacă toate filmele astea ar fi fost filme în decor ultra luxoase, vile, piscine, Ferrari, Maserati, ce ar fi zis lumea? Dom'le, mințiți, noi nu trăim în lumea asta. Eu am crescut în Balta Alba, am crescut la bloc, iar blocurile arată așa cum arată în filmele mele. Nu am inventat o realitate care nu este acolo. Apoi eu n-am nicio problemă cu asta. Cred că este important ce se întâmplă aici. Nu cred că este important. Sigur că este foarte important ca lucrurile să arate bine. Arată locul ăsta, nemaipomenit. Dar poveștile pe care le culeg eu din lume sunt povești care se petrec în viața mea. Eu nu trăiesc într-o vilă cu piscină. De ceva vreme ne-am mutat în centrul Bucureștiului, dar am trăit până la 39 de ani și până acum 10 ani am trăit în Balta Alba, în Lozana. Cred că nivelul cel mai înalt la care poate ajunge un artist este, adică poziția cea mai înaltă, este aia de martor al propriului timp, al propriei vieții. Filmele, ficțiunile fantastice sau nu științifico-fantastice sunt extraordinar de binevenite, dar ele sunt niște jocuri. Și trebuie înțelese ca atare. E nevoie de ele. De partea așa, cred că este nevoie de cinema ca oglindă a lumii. Iar eu sunt în partea asta și n-am cum să exact. Sau filmul ăsta, de exemplu, se petrece într-un procent de 90% într-un apartament de bloc. Și atenție, am căutat cu mare grijă și am găsit un apartament de 100 de metri pătrați. Comunist, făcut ultima generație, dat în folosință prin 88. Și nu e ușor asta. Să pui tot aspect aparatul de filmat și să ai la maxim, la vârf, că am avut 15 actori în spațiul ăla. Cu tot, cu operator, sunet, imagini, toată lumea. Nu se putea, ne călcam pe picioare. Adică n-a fost ușor. Dar aia era povestea de spus. Și am falsificat-o puțin, pentru că la origine se află parastasul de după mormântarea tatălui meu din 2007. Iar masa a avut loc la noi acasă, acolo în Lozana, într-un apartament de 3 camere. Adică un apartament care are, cred că cu tot cu balcon, vreo 60 de metri pătrați. Dar astea sunt poveștile pe care le aleg eu. Alții poate să aleg alte povești. Înțeleg că există o frustrare a spectatorului în ceea ce privește cinematografia română, dar asta este o chestiune care are legătură cu banii. Dacă ar exista bani pentru cinema, ar exista mai mulți regizori, mai multe voci, și atunci dacă s-ar face ca în Franța 200 de film anual, fiecare spectator și-ar găsi propriul cinema în interiorul unei producții atât de bogate. Dar cum se fac foarte puține, iar din astea foarte puține câte se fac, nu știu, 15-20 anual, 2-3 ajung să circule internațional și să auzim de ele, lumea nu se duce să vadă, iar în România cinema este sinonim cu film american. Iar noi ceilalți nu facem altceva decât să căutăm să facem cinema american, dar nu ne iese. Ceea ce vorbește mult despre cultura cinematografică din România. Să nu vă imaginați când alte părți lucrurile stau altfel. Franța este țara în care frații Lumière au inventat cinematograful și devine cumva cinema un produs franțuzesc, o să fie sprijinit ca coadă. Și în Franța există, oamenii au o cultură cinematografică foarte solidă. Un film românesc din Noul Val este foarte ușor pus alături de ceea ce s-a întâmplat cu neorealismul italian, nu care s-a născut imediat după război, ca o reacție, poate putem spune, la minciuna dictaturii. Așa s-a născut și Noul Val românesc, ca o reacție la tot ce a însemnat minciuna și propaganda sub Ceaușescu. Cu mine, scuze, mai am o întrebare, dacă se poate scurt, avem un speaker care prea trebuie să plece și trebuie să ne mișcăm. Acum, m-am oprit. Foarte scurt, bună ziua. Radu Botezatu de la Fives International. O întrebare, o afirmație și o completare. Le-aș spune invers. Afirmație, da, și eu la Full Metal Jacket l-am văzut a doua oară și l-am înțeles. Completarea este că Ulisse a apărut la Univers. Iar întrebarea este, filmul în sine este clar părerea dumneavoastră personală. Cât la sută însă vinde titlul filmului? E o alegere din punct de vedere al marketingului sau dumneavoastră vă alegeți numele filmului și e treaba celorlalți să-l vândă? Pentru că vinde și titlul. Mulțumesc. Da, vinde și titlul. Dar v-am spus, noi suntem responsabili doar de România, pentru că dacă ajungem cu filmul în străinătate, ceilalți distribuitori să îl vândă în teritoriile lor. Și mulți aleg să schimbe titlul.
Ceea ce a fost moartea Doamnei Năsărescu și a devenit în franceză de death, la nord de Dante Năsărescu. Și m-am ferit să pun în titlu numele ăsta, numele întreg Dante, Dante Remus. În Anglia, în Statele Unite, distribuitorii n-au avut această problemă. Tartan Film, care a vândut și în Anglia și în Statele Unite. Apoi Aurora era un titlu care nu putea fi schimbat și era nevoie la nici atât. Dar filmul lui Porumboiu, spre exemplu, care se chema A fost sau n-a fost și un titlu care mie mi se pare foarte frumos, el a ieșit altfel în Franța și tot Philippe Bobert l-a vândut. Și se cheamă, mă rog, este o oră, 8 și nu știu cât, la est de București. Și am avut și o discuție cu Bobert atunci și am zis, păi de ce titlul ăsta? Nu că oamenii nu știu unde este Vasluiu. A, și dacă zici la est de București, oamenii înțeleg că nu e în București, dar este undeva la est într-o... Dar care era relevanța? Pentru că, bine, ok. Se schimbă și cred că ei știu mai bine asta. În orice caz, distribuitorii din Franța au o relație mai o relație directă cu publicul francez. Și atunci o să schimbe titlurile. Și cam toate se schimbă. Iar în România, sub Ceaușescu, se schimbau titlurile. Era și o poantă, o făcea, mi se pare, Gheorghe Pasu, când zicea The Diligence, treptate călare, titlul. Cred că joacă, dar pentru mine titlul este important. Și când îi pun titlul, nu mă gândesc la vânzare. Mă gândesc la conținutul filmului. Și mulțumesc pentru informație. Mi-a rămas în cap de la Cartea Românească, ei și Sărulise. Da. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru urmă. Și succes. Felicitări. Continuăm sesiunea noastră cu un director de marketing care a reușit să revoluționeze, dacă putem să spunem așa, mai multe domenii. Un om care a îndrăznit să nu mai fie autist, un om care a îndrăznit să nu mai fie un om de publicitate și marketing și creație și tot ce vreți și să treacă din banca lui și să ia ca o decoare și să vrea să schimbe ceva. Și un culmea este că atunci când vrei să faci ceva, îți iese. Și în nici 2 ani, hai de ani, în nici 2 ani, Laurent, Boții, cum știe la lumea, Balint, a reușit să ne facă pe toți să plângem la conferințe, să facem lucruri pentru Handbalul Românesc, să recunoaștem Handbalul Românesc, a reușit să schimbe Handbalul Românesc și a ajutat această populație care nu știe de filme, care nu știe de Handbal, care nu știe decât de ce vedem pe Facebook și la televizor, să înțeleagă că sunt mult mai multe lucruri acolo. Și că oamenii ai noștri sunt într-adevăr campioni, dar noi nu-i băgăm în seamă. Felicitări! Te rog! Mulțumesc! Te rog, un aplauze! De obicei, când Marta îmi spune 25 de minute, iau orientativ, zic, aia 25 pe 40. Astăzi trebuie să stau în 25, că eu sunt cel care trebuie să fugă. Mă gândeam că sunt ceva paralele între film și handbal. Sunt foarte multe filme la care te gândești, vreau să le văd. Dar ajungi să le vezi, nu neapărat. E un mare salt de la vreau să-l văd, vreau să merg. Ai fost n-am fost, apreci la handbal. Foarte tare, e un turneu foarte tare, sunt niște jucătoare, vreau să merg, păi ai ajuns. Dar am ajuns, că eram partea aceea de la București. Dar nu despre asta o să vă povestesc astăzi. O să încep cu o campanie. Știți? O întrebare. Știți această campanie? Da. Ok? Vă place? Da. E cineva care nu-i place? Campania? Anyone? Noua? Ok? Ați fi făcut-o dacă erați director de marketing la Federația Română de Fotbal? Cei care o știți, cei care vă place, erați director de marketing la FRF, ați făcut campania, da sau nu? Nu trebuie să stați întrebările de prea mult. E cineva care n-ar fi făcut-o? Nu e nimeni care n-ar fi făcut-o. Bine, ați făcut-o dacă erați director de marketing la Federația Română de Handbal? E ceva de cam pe fel, pentru că e greu să ziceți da sau nu dacă nu știți strategia handbalului. Care este provocarea în handbalul românesc? E foarte simplu de exprimat. Când vă uitați la slide-ul de pe perete, este bugetul Federației Maghiare de Handbal de 20 de milioane de euro. Bugetul Federației Române de Handbal este 1,8 milioane de euro al începutului. Ce înseamnă asta? Avem cam de 11 ori mai mic buget decât Ungaria, care e o țară de 3 ori mai mică decât noi. În banii aceștia trebuie să ținem 8 loturi naționale, senior, feminin, masculin.
16 ani, 18 ani, 20 de ani tineretul, trebuie să ținem liga, trebuie să ținem antrenori, stafful federației, 26 de oameni, salarii, deplasări, turnee. E managementul sărăciei, cum zic eu, dar o facem destul de bine. Acum, dacă te uiți la asta, dai seama care e provocarea. E destul de simplu. Obiectivul este ca să cresc 8 milioane de euro, nu pot să atrag din sponsor, nu pot să aduc sponsori. Voi aveți bugetele. Câți dintre voi ar trebui să ne ajute să creștem cu 8 milioane de euro? Nu zic 18, 8 milioane de euro. E foarte greu. Atunci, care e abordarea noastră? Ne-am dat seama că depinde de autorități. Trebuie ca autoritățile să sprijine handbalul disproporționat față de toate celelalte sporturi. Și asta e strategia noastră, este să convingem autoritățile că handbalul merită să fie declarat sport național. Sport național care să fie finanțat pornind de la nevoi, nu de la ce bani sunt în sistem. Astăzi vin la începutul anului și se zice, aveți 870.000 de euro. Anul viitor aveți 910.000 de euro de la autorități. Restul atragem noi din fonduri proprii. Ideal ar fi handbal românesc, ca să te bați la medalii an după an, la campionatele mondiale, la olimpiade. Care sunt nevoile tale? Atunci, asta a făcut și Ungaria, de care are 5 sporturi naționale. La ei, polo, e handbal și încă vreo 3. Asta ne-am dorit și noi, ca handbalul românesc să fie de care sport național, alături de gimnastica feminină, pentru că gimnastica feminină trebuie să fie primul loc în sportul românesc. Canotajul, probabil, pentru că avem o tradiție, avem o școală fantastică și ne bătem la medalii, scrima și al cincelea, vă las pe voi să vă gândiți care trebuie să fie. Cum reușim să facem asta? Păi, în primul rând, având un proiect foarte clar, ce înseamnă handbalul sport național, care sunt nevoile, care sunt așteptările. Apoi, lobby. La, prin performanțe, performanțele obținute de echipe, la toate nivele, suntem campion mondial la 18 ani, suntem medaliați cu bronz la campionatul mondial de handbal feminin, acum mergem la olimpiadă, singurul sport de echipă din România. Și în același timp, foarte important, unde marketingul poate să joace un rol cheie, românii să-și doresc acest lucru. Pentru că asta mișcă politicienii, este să simtă că românii își doresc ca handbalul să fie sport național. Și am furat startul față de toate celelalte sporturi și o să vă povestesc cum. Sunt 4 grupe de români când vine vorba de handbal. 3% din populație sunt fanatici dedicați, cum zicem noi. Ei urmăresc handbal, nu știu când e handbal, vin la meciuri, se uită la televizor, au echipe favorite, au cunoștințe vaste despre jucători, jucătoare, sunt alături de handbal. 25% sunt latenți. Este foarte probabil pe aici, prin sală, să fie câțiva dintre voi latenți. Vă place handbalul? Îmi place handbalul, dar dă-mi-l. Nu o să vin eu să-l caut. Nu știu exact ce s-a întâmplat în ultima vreme. Dar dacă e handbal la televizor, mă uit cu plăcere. Dacă cineva mă ia de mână și mă duce la un meci, sunt deschis. Iar avem 3%, 25% fani. Stăm foarte bine. În fața noastră, la nivel național, e 42% combinat cele două. Fotbalul, gimnastica feminină la 35% și mai e patinajul artistic, o ciudățenie, la vreo 30%. Pentru că patinajul artistic e ca și conceptul de anul nou de la Viena. Te uiți la spectacol, la balet. A treia grupă, foarte importantă, sunt cei care vin la succes. Simona Halep are succes. Simona, tenis, știm tenis, umple sala, se vând biletele în secunda a 2. La badminton avem succes, badminton, România, badminton, tricolor. Un segment foarte mare care vine, stă la succes, după care dispare, în cel mai bun caz, în cel mai rău caz, devine hater. Era naibii, erai român, că aveai în tine tot ce trebuia, ți-a dat neamul românesc, tot ce aveai tu, dar ai dat de bani, nu mai ai chef, Simona Halep, du-te și te împușca. E foarte adevărat, este un segment, dar este un segment mare, 40% din populație. Acum și noi beneficiem de el, suntem pe succes. Am câștigat medalia de bronz, am vândut biletele cu Norvegia, nici n-am apucat să dau drumul la campanie de comunicare, că se vândusele biletele. De ce? Pentru că veniseră masiv cei 40%. Al patrulea grup, hipsterii, nu prea știu eu ce cu handbalul, de cool, n-a fost nimeni. Vin eu și povestesc că am fost la un meci de handbal, trebuie să o trăiesc și pe asta. Pentru a fi declarat sport național, pentru ca politicienii să simtă că merită să facă acest pas, e foarte greu să comunici doar cu fanaticii dedicați, ceea ce fac cam toate sporturile din România. Pun afiș cu Cristina Neagu și mă aștept ca toată lumea o să vină că joacă Cristina Neagu. Cine este Cristina Neagu pentru foarte mulți ani? Susan Müller, jucătoare nepoaică, foarte tare, germană, vine să joace în România. Cine? Nu-i de ajuns nici cu cei care iubesc handbalul, care știu cât de cât ceva despre handbal, pentru că total sunt 30% din populație. Am nevoie de 70%. Am nevoie să-i aduc pe... să aduc toate trei grupele alături de handbal și să susțină, da, handbalul este românesc, handbalul e România, este o tradiție în handbal, a României. Trebuie să o păstrăm, trebuie să o cultivăm, trebuie să o ducem mai departe. Cum facem acesta? Păi,
Odată ce ne-am definit că avem un target foarte larg, ne-am dat seama că nu putem fi doar despre sport, nu putem fi doar despre performanță, nu putem fi doar despre handball. Și atunci, brand purpose, sau dream, cum vreți să zicem în bani de marketing, este să-i facem pe românii să se mândrească cu handball românesc. Avem super mănăstiri în nordul Moldovei, avem Delta Tunării, avem cimitirul la Stăpânt, apoi și un handball de la egal la egal cu oricine din lume. Cum o aducem la viață acest lucru? Simplu. Ne-am uitat la simbolurile românești, joc, și am început să creăm asocieri între handball românesc și simbolurile României. Și hai să luăm pe rând. Unul dintre cele mai importante simboluri, steagul național, capelul României. Ce-am făcut? Hașul tricolor, handballul sport național. Hai România! De câte ori avem haș în comunicarea noastră, este hașul tricolor, devine simbol al handballului, vrem să fie ca scușul de la Nike, îl pun pe tricou, nu mai scriu handball, lumea știe că e handball. România joacă handball în Italia, handball cu hașul tricolor. Ziua tricolorului. Cupa României, un haș tricolor reinterpretat, iarăși steagul, drapelul folosit în logo-ul de Cupa României. Mergem mai departe. Dacii, lumea dacilor, care românii se mândresc, este o istorie bogată, este o istorie care spune multe despre poporul nostru. Și am adoptat dupul dacic ca simbol al naționalelor de handball ale României. Și pentru fanii României am pornit aprinsa că e un dac în fiecare dintre noi. Handballul scoate dacul de tine. Și avem dacii. Căciul de dac la meciurile României de handball. Ne-am dorit, la fel cum vin suedezii cu corne de viking, să vină românii cu căciul de dac. N-a fost ușor să faci căciul de dac subțiri. Vă provoc să reușiți și voi. Pentru că căciul de dac sunt foarte groase în interior, ți-a focat. Măști de dac, fulare, tricouri cu chip de dac. Mascota dacului, da, Sorin, să recunoaște poză, n-a rezistat tentației Sorin. Sata este în poză, era la Cluj și s-a echipat în mascotă și a trăit o experiență interesantă. Am plimbat mascota cu stindardul, cu lupul dacic, cu copii. Mica Brădeanu, concurs de aruncare cu căptarul echipei naționale, aruncă cu mingea de handball, un dac autentic, mungul pop. Cu arcul cu săgeata, au venit la meci. Dacii liberi, dacii liberi, dacii liberi, s-au auzit în polivalenta de la Cluj. Lovitura de începere la meci. Mascota, care este un jucător de handball cu căciulă de dac, este în lucru, vine pe 26 ianuarie, este noua mascotă. Evoluție, după ce am lansat dacul, nu mai am nevoie de dac în ținută tradițională, pot să trec la echipamentul de joc. Lupul dacic, care este mingea, este stilizată mingea care este în zbor, șuieră, sperie portarul și intră în poartă. Ea se transformă în lup dacic. Se pleacă mingea din mâna jucătorului, lupul dacic, se sperie de șuiera portarul și marchează gol în România. Lupul la spectator. Ciobănescu Mioritic. Cine nu reacționează la Ciobănescu Mioritic? Ce mai românesc decât Ciobănescu Mioritic? Și ce poate fi mai rău decât un pui de Ciobănescu Mioritic? Căutăm partener pentru mini handball, apropo. E alături de noi în ceea ce înseamnă mini handball. Mini handball, copii 8-12 ani, alte reguli, alte, altfel de handball, cu minge moale, să nu te lovească în față și te sperii. Mai puține reguli, nu tot lucrul dribbling, după aia și că la votan ce să înțelegi din toate regulile handball. Am încercat să prindem din lume țările nordice și Europa cu mini handball, o să coborâm și noi cu ăsta la 8 ani, dar noi se începe pe la 12-13 ani handball-ul. Țările nordice la 8 ani. Acum, când am început noi la 8 ani, ei încep la 3 ani. Danemarca se începe handball-ul la 3 ani. Se joacă cu mingiuțe, au mingiuțe speciale, sar în toate direcțiile și creează reflexe pentru a prinde mingea. Da? O să ajungem și noi. Pentru Liga Națională, campionatul României, Zimbrul. Este Liga Zimbrilor în Moutate, e prima oară pe care le arătăm în public. O să fie de la anul. Iarăși simbolul un animal cu care românii conectează, un simbol al României. Continuăm cu Carpați, trofeul Carpați. Este o tradiție, are 48 de ani, dacă nu mă înșel. O să continuăm, o să fie cel mai tare turneu de sport din România, acum că tenisul a închis Bucureștiul.
handbalul sport național în națiunea. Mâine o să avem o conferință de presă în care o să anunțăm că pe tricourile de joc o să jucăm cu Cumințenia Pământului. O să fie un proiect Federația Română de Handbal și BRD, care o să renunțe BRD-ul la logo pe pieptul tricourilor. Și o să punem Cumințenia Pământului al Brâncuș pentru a ajuta la notorietatea proiectului, pentru a-i face pe oamenii din jurul handbalului, pentru a informa pe oamenii din jurul handbalului despre ce e vorba. O să avem un proiect cu La Plus Român, zilele acestea o să avem la Ploiești o sesiune foto cu fetele din Naționala României, băgate în tradiționale. Și o să dăm o mână de ajutor în declararea zilei de 24 iunie, ca fiind ziua națională a IEI în România. Și acum vă întreb, dacă ați fi director de marketing la Federația Română de Handbal, ați face proiectul acesta? Da. Ok, de ce da? Sau de, e cineva care nu l-ar face? Hai să vedem, de ce nu? Este cu tot o altă profilie, aș jigni pe... Da. Ok, e o perspectivă, i-am jigni pe iubitorii de handbal. Ok, mai e cineva care zice nu? Hai să vedem, da, de ce da? Noi nu sunt răspunsuri corecte sau incorrecte. De ce da? Au fost mult de da și spontan. Și nu e greșit răspunsul da. Nu e greșit nici răspunsul nu. E un proiect frumos, fără dubii. Hmm? De ce da? Hai să vedem, da. Ne reprezintă. Poftim? Emblematic ne reprezintă. Emblematic ne reprezintă, ok. Cum l-ai face dacă l-ai face? E ceva bun în el? Pentru fotbal mi se pare senzațional. Pentru okay. Handbal, cred că astea să mă gândesc la fine-tuning. Gândim la fel. Unul dintre sloganurile care ne jucăm acum pe Work in Progress la Liga Națională este locul unde forța face echipă cu inteligența. De la la handbal nu o să fie acesta sloganul, dar era o variantă de lucru. El e corect, e ok, creează o oarecare notorietate pentru educație. În același timp, din perspectiva mea, este destul de basic, este entry level. Aș păstra acest lucru și ar fi ok, hai să facem ceva pentru educație, hai să-i facem pe copii să fie mai atenți la ce înseamnă educație, dar să facem un pic mai deștept, un pic să ducem dincolo de chestia asta, să și rămână cu ceva copiii după. Ce au rămas? Ce s-a întâmplat după? E o lună de zile de la campania asta. Care e efectul campaniei? A fost? Niște premii? S-ar putea să fie niște premii, deja înțeles că nu o să fie. S-a întâmplat să mai fi făcut cineva în Brazilia, dar se pot întâmpla situații de genul. Dar acum, serios gândindu-vă, a trecut o lună de la momentul acesta. Ce s-a schimbat? Ce obiectiv a avut de marketing, de comunicare, care a fost atins și are un efect la o lună după acest moment? E destul de subțire, din punctul meu de vedere. O idee ce am putea face la handbal ca să rămânem pe strategia noastră. Lecție de anatomie cu mușchii care intră în joc în momentul care intră în acțiune în momentul în care Cristina Neagu aruncă cu 104 km/h. Asta e, ai copii interesați de sport, pasionați, se uită la starurile din sport ca fiind ceva fantastic. Ok, Cristina Neagu aruncă cu 104 km/h. Ce mușchi se activează în momentul în care aruncă cu 104 km/h? Și poate fi o lecție interesantă de anatomie. Sau mai specifică. Cristina Neagu s-a accidentat prima oară la umăr, a doua oară la genunchi. După ce și-a revenit la umăr, a început antrenamentele la Vâlcea și după o foarte scurtă perioadă i-a cedat genunchi. Și a fost din nou accidentat. Pentru ce nu știe, Cristina Neagu e cea mai bună jucătoare a lumii în 2010 și acum din nou în 2015. Ce oportunitate ai să predai o lecție de anatomie? Păi s-a accidentat Cristina Neagu la genunchi. Ce anume s-a accidentat? Ce înseamnă ligamentele? Unde sunt ligamentele? Ce e în jurul ligamentelor? Și închipuiți-vă cum ar arăta o oră de o lecție de anatomie și care ar fi reacția elevilor de școala generală sau de liceu care învață anatomie pornind de la un fapt real. S-a accidentat, Cristina s-a prăbușit și a început să urle de durere. Toată echipa s-a strâns în jurul ei, doctorul Carmen Udrea și cei doi masori încearcă să o liniștească. Mi-a tros din genunchiul, repeta obsesiv neală. Ce înseamnă că a tros din genunchiul? Începe o discuție, începe un dialog, începe ceva. La sfârșit există șanse mari ca tinerii care au fost expuși la acest lucru să rămână cu o bucățică de anatomie, să știe unde e tibia, să știe unde e ligamentul, să știe unde e genunchiul, poate. Dar este o idee
Când a fost întrebat prima oară cum se pare ce a făcut fotbalul, a zis că mișto, bravo, au făcut ceva, e un mare lucru că au făcut. Reacția mea personală este, eu n-aș fi făcut dacă aș fi fost la fotbal, mai repede aș fi făcut dacă aș fi fost la handbal. De ce? Dacă te gândești la fotbal, care sunt provocările strategice, ce trebuie să adreseze ei la nivel de equity, de imagine? Fotbaliștii sunt cam proști. Este o realitate, n-ar trebui să nimeni să se panicheze sau să iasă știre că directorul de marketing al Federației de Handbal zice că fotbaliștii sunt proști. Nu despre asta e vorba, este ca percepție, ca atitudinea oamenilor. După aia nu pot să vin cu 5 plus 5, fac 10, păi, pentru că întăresc percepția de... nu e bine. Este ceva mai sofisticat. A, să vin cu lecția de anatomie. Parcă ridic un pic nivelul. Vine Raț, care are un discurs foarte mișto și poate să poată față oricărei discuții. Să explice cum a fost cu accidentarea și să le predea elevilor o lecție de anatomie de la un fotbalist. Da? La sfârșitul campanie, fotbalul a sătat un pic în percepție. Ia uite, poate să facă ceva și mai interesant. Mai tare este Oleg de Brâncuș. Nu știu câți dintre voi știți că ceea ce vedeți acum pe ecran este opera lui Brâncuș. Sunt patru corpuri umane semnate de Brâncuș, făcute în 1902. Și sunt mușchi umani și osatura semnate de Brâncuș. Ops, ce bine vine la handbal. Dacă reușesc în creație să leg Brâncuș, mușchi și Cristina Neagu, dintr-o dată am un subiect care îmi crește și equity-ul, îmi crește și asocierea cu România. România este handbalul, handbalul este România. Da, este un Brâncuș. Jupuitul, mi se zice popular. Vezi, Marta? O să avem o campanie susținută de revista Biz. O să înceapă în două săptămâni, în următorul număr al revistei Biz, în care încercăm să prezentăm ceea ce facem pe handbalul românesc și să atragem un partener pentru mini-handbal, care să ne ofere mingi de handbal, kituri de mini-handbal, tricouri pentru copii, o mascotă, contra o serie de lucruri pe care și noi, ca și federație, le putem oferi schimb. Cum ziceam, suntem un sport foarte popular, cu 30% din populație care înțelege handbalul, îi place, citește, urmărește dacă îi se oferă. E provocarea noastră să-l oferim handbalul. Avem super succes, se medaliați cu bronza campionatul mondial, am câștigat Champions League, Liga Campionilor Europene la handbal feminin cu Bucureștiul în câteva săptămâni. Bodorheiu a câștigat anul trecut Challenge Cup, suntem singura echipă la Olimpiadă, avem campioane mondiale la basket, la 18 ani. De ce am zis basket este că astăzi am fost contactat de Federația de Basket, nu de Clubul Steaua de Basket, scuze, care ne-a cerut voie să folosească ceea ce am făcut noi aici, în posterul acesta. După ce am câștigat, am pilit o medalie de aur dintre cele primite și am amestecat în tipografie, în vopseaua care s-a folosit la tipărire și am scos o ediție limitată de postere care conțineau aur din aurul campionilor mondiale de 18 ani. Și astăzi basketul Steaua ne-a cerut voie să facă invitații cu o medalie de bronz pe care o filesc și o amestecă cu vopseaua, deci același concept, același gând. Foarte fain, ok, go, dați-l om. Arbitrii care arbitrează Champions League finale, avem trofeul care pasă cel mai tare turneu de sport din România, din păcate că nu mai sunt altele, e destul de ușor. Acum că s-a închis tenisul. Avem ligi naționale foarte puternice, mini-handbal, cu o mulțime de festivaluri de mini-handbal, zone suporteri unde activăm publicul și multe, multe, multe alte lucruri. Și acum s-ar putea să fie momentul despre care cea Marta, că o plâns oameni la referințe. Și o să te rog să... How can we help a blind fan actually see his idol? Handball is the most successful team sport in Romania. We've been 7 times world champions so far. More and more passionate supporters come to see the games, including fans with visual impairment, who live the game through the energy and the reactions of the audience. But how could we help them see their idols? Idea: a signed poster with their favorite player that they could see. Cristina Neagu, handball's best player in the world in 2015, joined our cause. Using a special 3D technology, we scanned her head and created a 3D poster, the first ever poster of a sports star of this kind.
At the match of the year, Romania versus Serbia, Christina's visually impaired fans had a big surprise. They received the most important item a fan could wish for, a signed poster with their favorite player that they could see with the help of their fingers. Our initiative was greatly applauded by the media, including the most important media holding in Romania, featuring prime time news. But most importantly, 8 times more people with visual impairment now come to handball games. So we went even further. We made them special fan t-shirts with Braille writing, bringing to life once more the Romanian Handball Federation credo for every supporter. De nevăzători am avut la meciul România-Serbia, 80 de persoane cu dizabilități. Momente emoționante, oamenii care trăiesc meciul din trăirile spectatorilor. Silviu a fost întrebat de European Handball Federation ce-i place la handball. Răspunsul lui a fost așa dezarmant, pentru că îmi place handball-ul pentru că este un sport blând. Oricine știe handball-ul și s-a uitat la minut în handball, știe că numai plângul este handball. Dar așa îl vede el, îl vede prin trăirile publicului nostru. Ok, aceasta a fost prezentarea mea. Sunt multe idei care sună foarte fain la început. Încercați să nu vă îndrăgostiți de ele, încercați să vă dați seama ce e bun în ideea respectivă și să vedeți dacă nu poate fi dus mai departe și să fie aliniat cu strategia. De foarte multe ori reacția este, băi ce fain e, hai să o facem. Ce fain, o facem. O lună mai târziu, ce s-a întâmplat? A trecut. A mers? A avut un... Da. Aș avea o întrebare. Adică e foarte fain strategia, aliniat, ideea și așa mai departe. Dar discutăm puțin și despre CSR și marketingul cu impact social, pe care am venit mai devreme. Mi se pare important să nu discutăm doar despre sportul de performanță și să ne uităm la copiii noștri care sunt din ce în ce mai bolnavi, care stau tot ziua la televizor și care nu au să de sport sau își obțin scutiri la școală ca să nu meargă la oarea de sport. Cred că de acolo ar trebui pornit. Adică, cumva, dragostea pentru handball nu încurajată doar prin marketing, ci vreau să văd copii jucând handball pe maidan înainte. Corect. Cu mențiunea că handball nu poate să joace un rol esențial în acest lucru. Astăzi ce se întâmplă la școală? Vine profesorul de sport și întreabă copiii ce minge avem. De fotbal. Astăzi facem fotbal. Copiii ce minge avem? Nu avem minge. Astăzi facem alergare. Handball nu sunt mingi de handball în școală. Este foarte greu să faci pe copii să joace handball dacă tu nu ai mingi de handball în școală. Astfel încât unul dintre proiectele pe care le facem, și o să avem un parteneriat cu o companie puternică care activează în România, o parte din vânzările lor de peste vară o să vină în către federație pentru a achiziționa mingi de handball pentru copiii din școli. Este o acțiune care implică marketingul destul de mult și încercăm să conectăm. Iarăși, mascota Hop, puiul de ciocănesc Miorichi, în momentul în care apare și ticole și copiii văd, este mult mai ușor să vină și să îi atragi către handball. Astăzi copiii se duc la mall și văd brandurile ceea ce fac ei, după care vin la un meci de handball și se plictisesc de mor, pentru că nu se întâmplă mare lucru acolo. În același timp trebuie să nu uităm începutul. Vorbim de o prioritizare draconică a resurselor. Noi am început cu 1,8 milioane, anul ăsta probabil ducem 2,5, probabil că o să reușim să ajungem în 3 milioane de euro, când ceea ce v-am arătat, atrăgând parteneri, crescând parteneriatele pe care le avem astăzi. În continuare, nu avem resurse să facem tot ceea ce am făcut. Resursa umană este o mare problemă în România. Oameni care se implice voluntari. În Danemarca se face handball de a 3 ani, pentru că sunt părinții care vin, fac un curs scurt de câteva ore, ce înseamnă să predai handball, mini handball, și părinții sunt antrenori. Nu sunt antrenori plătiți de către comunitate sau de către autorități sau specializați. Sunt părinți care vin și antrenează. Dar nu pot să nu fiu de acord cu ceea ce zici. Sunt pași pe care îi facem. Avem 6.000 de copii de 8-12 ani care vin la festivalul de mini-handball, se joacă de-a mini-handball-ul. Încercăm să creștem atractivitatea handball-ului în rândul copiilor. Pas cu pas.
Sper că am răspuns. Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute. Departamentul de marketing al Federației Române de Handbal sună bine director de marketing, dar sunt singur. Am 47 de proiecte deschise în acest moment. Sunt dimineți în care chiar nu știu de ce s-a făcut. Dar nu contează, adică am reușit să facem multe și facem. Știai că vei fi singur? Poftim? Când ai început, știai că vei fi singur? Bine, singur, culmea, în prima parte au fost mai mulți oameni în jurul meu, foarte mulți voluntari, foarte mulți pe care i-am adunat în jur și am o serie de oameni care sunt voluntari și care le ajută. Acum spune mai că mai bine cineva se voluntariază, pentru că nu pot să-l arunc ce să zic fără lucruri. Tot eu trebuie să stau să introduc în univers și să le explic. O mare provocare cu echipele de creație din agenții, care sunt scutite la sport, că toată viața au fugit de sport. Pun minge de volei și zic că arată mai bine la auto cu mingea aia. Frate, e de volei, adică aparați de discuția la de genul ăsta. Dar uite ce bine se încadrează în leu. Păi, e hambar, frate, are hexagone. E tip de exercițiu interesant. Mulțumim. Știm că ești pe fără, mai avem poate doar o întrebare, dacă nu... Dacă e o întrebare cu plăcere. Facebook, FRH. SlideShare, găsiți prezentări interesante de ale noastre sau European Handball Federation, Vimeo, Federația de Filme IOS, Twitter, sunt de pe acolo. Bine, mersi mult! Mulțumim! Intrăm acum copil și sport, intrăm într-un alt registru, revenim la marketing. E tot marketing acum. Sesiune, nu? Și-o invit pe Maria Tudor, CEO Zenith România, cu o prezentare despre agenția de media. Atât spun, restul las pe ea. Nu se poate face marketing fără media, nu? Așa este. Acum eu mă bucur că sunt aici. Și mi-e greu că, după atâta prezentare inspirațională, vine o prezentare de media. Dar să știți că eu sper că la sfârșitul acestei prezentări să nu gândiți neapărat așa. Și deși titlul este extrem de puțin ofertant, și de ce spun asta? Pentru că pune în primul plan o agenție de media și când a fost agenția de media pusă în lumina reflectoarelor. Pentru că cei punem brandurile, vă punem pe dumneavoastră, ne punem clienții, în niciun caz nu ne punem pe noi înșine. Însă cred că agenția de media este cea care a trecut prin cele mai multe transformări sau schimbări, pentru că procesul de transformare e continuu. Și cred că atunci când vorbim de transformarea procesului de comunicare, suntem cei care l-au trăit cel mai intens. Și hai să vă povestesc așa un pic despre asta, pentru că prima întrebare pe care o am, dacă trebuie să mă ascultați. Gata. Eu mă cred că știu ce face o agenție de media. Pe internet știți că nu scrie. Am intrat, am căutat, n-am găsit. It's ok, poate nu e nevoie. Pe de altă parte, în ultima vreme, m-am tot lovit de diverse discuții pe tema asta și lumea își imaginează următoare. Noi wasted money. Deci este măia care au foarte mulți bani. Mai ales agenția de creație și directorii de creație și imaginează că nu este măia care cheltuim banii. Bineînțeles, și vechea problemă, 50-50, ce bani cheltuim, ce bani sunt eficienți, unde e return-ul. Pai doi, Zenith are poziționat de return on investment agency. E un claim puternic, nu știu acum cât de mult îl ținem, dar cred că îl ținem. Alții au imaginea că sunt numai în petreceri. Indiferent de perioada de belșug sau de perioada de restricție, media tu mai sunt niște petreceri pe acolo. Și de obicei oamenii de media sunt acolo serie. Toată ziua stau în Excel. Și cred că toți știți că dacă primiți de la o agenție de media, primiți un boring plan în Excel și vă întrebați la ce anume trebuie să vă uitați sau de ce KPI-aia nu sunt aia care vă trebuie. Sau la panelist, ce facem? De fapt, cumpărăm televiziune, cumpărăm spațiu la TV. Ideal foarte ieftin, cu un preț cât mai mic. Culmea e că probabil atunci când am început eu prin 1995, cred că asta și cumpăram. Cumpăram săptămânal un spot, că era suficient, un spot prindeam 80% din populație, era în Dallas, era minunat. Și trimiteam comanda prin fax. Mai cumpăram un pic și de România Liberă și cam asta era. Oare în 2016 facem același lucru? În primul rând că lumea s-a schimbat. Ce trebuie? Spun. Cred că cu toții știm că lumea s-a schimbat și lumea, de fapt, se schimbă continuu. Da? Se schimbă și consumatorul s-a schimbat. Se schimbă și toată lumea vorbește despre millennials sau nu numai despre millennials, pentru că până la urmă și noi ceilalți suntem totuși consumatori și rămânem consumatori important. Și cred că millennials nu sunt nici mai buni, nici mai răi. Sunt de fapt diferiți și mă bucur foarte mult că sunt diferiți, pentru că învățăm unii de la ceilalți.
Millennials caută, avea altă valoare și Millennials mai sunt ceva, mai au ceva. Sunt extrem de pretențioși și foarte căcătoși. Și am zis să-l amuzăm un pic. Un filmuleț care este un piculeț vechi, dar de decât un minut, în care ne reflectă destul de mult cât de complicat sunt Millennials și ce challenge avem noi ca să-i vor, ca să-i prindem și ca să-i cucerim. In the 21st century, we take technology for granted. Well, yeah, because now we live in an amazing, amazing world, and it's wasted on the crappiest generation of just spoiled idiots that don't care, because this is what people are like now. They got their phone, and they're like, it won't. Give it a second. It's going to space. Can you give it a second to get back from space? Is this and there was internet, high-speed internet on the airplane. That's yes. The newest thing that I know exists. And I'm sitting on the plane, they go, open up your laptop, you can go on the internet, it's fast, and I'm watching YouTube clips, I'm in an airplane. And then it breaks down, and they apologize, the internet's not working, the guy next to me goes, this is bull****. Like, how quickly the world owes him something he knew existed only 10 seconds ago. Acum avem răbdare. Dar de fapt nu-i vorba mai de mine, și cu toți lumea avem răbdare. Pentru că avem atât de multe date în jurul nostru, suntem realmente asaltați cu atât de multe informații, încât nu mai avem răbdare cu nimic și cu nimeni, nici măcar cu mine. Și nu trebuie să facem. Ajutăm să scap de. Mulțumesc. În condițiile astea, în condițiile unui consumator atât de pretențios, rolul nostru al agenției se schimbă. Întrebările rămân aceleași. Ne întrebăm ce comunicăm, cui comunicăm, de ce comunicăm, unde comunicăm, cu ce frecvență comunicăm și, eventual, cât ne costă ca să comunicăm cu felul ăsta. Mai mult decât atât, datorită data, rolul nostru ăla de la bază devine mai interesant, îl face mai bine. Pentru că, în momentul ăsta, putem să înțelegem mai bine obiectivele de business ale clientului, le putem lega mai ușor de obiectivele finale, măsurabilitatea este extraordinară, se întâmplă în timp real, strategiile sunt cu atât mai puternice, iar pe zona de activare, din partea apar lucruri noi. Și cu toții vorbim de content și o să revenim la content pe parcursul parcursul acestei prezentări. Omul de medie este și acela care trebuie să-și vândă ideile și las panelist să implementeze campania și să asigură că o livrează. Mie mi se pare că de foarte multe ori se subestimează puterea omului de medie și capacitatea lui de a face foarte multe lucruri. Pentru că oamenii de medie nu sunt atât de vocali. Și nu e vorba de frustrare, dar noi de obicei nu apărăm, nu vorbim, nu ne manifestăm în cerem. Dar noi stăm în spate și sunt aia care asigură succesul unor campanii și asigură vânzarea unor branduri. Însă, astăzi, în 2016, există o grămadă de termeni cu care noi diluim. Și nu noi, de fapt, și voi diluiți. Și diluim împreună. Iar termenii ăștia sunt din ce în ce mai complicați. Și sunt mulți, sunt foarte mulți. Citim zilnic și trebuie să citești zilnic să te ții la curent. Nu mai vorbim de reach. Nu mai discutăm despre câți oameni am atins. Nu mai vorba de oameni pe care am atins. Oamenii ăștia, în momentul ăsta, au capacitatea să ne răspundă la mesajul pe care noi îl transmită și atunci o să creezi o conversație. Și trebuie să ai grijă de această conversație, să întreții această conversație. Vorbim de același buying pe care l-a făcut-o Timioane. Numai că buying-ul cu pasta devine programatic. Nu mai cumpărăm canale, cumpărăm audiență. O să vorbească Lucian despre asta într-o secundă. E schimbă problema. Vorbim de mobile first deja. A trecut anul de mobile, era trecut de ceva vreme. Și cu toate, iar astăzi afară se vorbește de creație care să fie prima oară mobil. De creație care să nu fie pe orizontală, să fie pe vertical. Deci trăim într-o perioadă care este atât de intensă, încât cu toți, iar toate aceste discuții și toate aceste schimbări, le trăim într-o agenție de media și într-un proces de comunicare pe care voi cu toții îl trăiți. Și mai mult sau mai puțin, în clipa asta noi vorbim de 5 canale de comunicare, 5 canale media și vorbim de o multitudine care trebuie legată împreună. Am avut un client care mi-a zis, începem campanie pe TV. Și le întrebăm, aveți un site? Dar ce trebuie site? Fac campanie pe TV. Nu comenți. În relația, de ce sunt confiază foarte importante? Pentru că în momentul ăsta, rolul agenției de media devine, și a trebuit să devină, și vă recomand să faceți asta, un rol de partener și advisor. Iar noi, agențiile de media, avem la rândul nostru nevoie să fim alături cu oameni care sunt parteneri și advisori. Învățăm foarte multe de la clienți internaționali care au reguli internaționale.
internațională. Învățăm împreună foarte multe la clienții care sunt dispuși să testeze, să încerce, să facă lucruri. Pentru că în clipa asta nu mai trebuie să aștept 3 luni de zile să văd că o campanie a avut succes. Este suficient să pornesc și pot să mă uit la numărul de search-uri. Sau pot să văd cum atunci a modificat traficul a doua zi. Pot să văd în timp real. Deci este incredibil în ce lume trăim și nu știu dacă vă dați seama de câte oportunități avem. Unul dintre subiectele pe care le discutăm în partea cealaltă, unul dintre termenii de acolo, era creative. Nu o să vorbesc despre creative-ul ăsta. Nu o să vorbesc despre spoturile de care probabil v-am povestit dimineața sau poate nu căpănesc. Vă să vorbesc de acel new creative, care este on top of the regular creative, adică the creative și care merge împreună cu el. Este acel creative care este determinat de numărul mare de interacțiuni, de content pe care orice consumator, oricare dintre noi, are cu brandul. Sau brandul are cu consumatorii. Pentru că în clipa asta, în realitate, consumăm content non-stop, tot timpul. Întrebarea este ce content consumăm? Consumăm acel content pe care îl dăm noi consumatorilor, cu brand, pentru brandurile noastre, sau consumăm acel content pe care îl găsesc ei întâmplător undeva? Un alt client spunea, nu vreau să fiu în social media. Ești în social media chiar dacă nu vrei. Dar vei fi în social media așa cum vor vorbi alții. Nu vei putea să spui nimic pentru tine. Ai dreptul să-ți exprimi opinia. Ai dreptul să spui ceva. Un alt lucru e, fac o campanie de TV. Am stat o lună de zile. În rest, ce comunic? Deci ideea este că merg la toate. Trebuie să fim alături de brand, alături de consumatori, pe tot parcursul. Și atunci, ce pot să fim în tot parcursul? Cu acest new content. Cu acest content. Ideea este următoarea. Foarte mult spun, hai să facem content relevant. Hai să facem un film, hai să facem ceva. Cu toți ați văzut pe de altă parte, ceva de genul ăsta. Dar ați văzut pentru pagine de Facebook. Da? Contul va trebui să aibă o strategie. În contul când vii pe content, nu vii cu ceea ce vrei tu să spui despre brand only. Prima oară faci un audit și încerci să afli ce vrea să spună consumatorul despre tine. Ce vrea să știe consumatorul. În clipa asta sunt advertiser care fac lucrurile astea la afară, fac foarte din conținut. Sper ca să se întâmple și în România din ce în ce mai mult lucrurile astea. Sunt două lucruri tipuri de content. Ai contentul planificat sau se întâmplă ceva și reacționezi. Și aș vrea să vă arăt un exemplu din România, care este foarte recent, care după tot se desuce și mă bucur că e pentru clientul Carrefour, care vine și sponsor la acest eveniment. A fost o campanie de Paște pentru Carrefour. Campanie spune tot de Publicis. Mesajul campaniei este Paște tradițional, cu nebucurăm tradiția de Paște, în mod, folosind modalități moderne de comunicare. Noi, ca agenție de media, face și cei ca proiecte speciale. Și asta a fost prisul de la client. Face și un proiect special legat de Paște. În același timp, exact o săptămână înainte, s-a întâmplat ceva pe Facebook. Un domn pe care îl cheamă Bomunete a pus un post în care a zis, m-am dus la Carrefour și am cumpărat niște biscuiți prițați. Ce tari sunt. Spontan, nu avea nicio legătură cu clientul. Clientul, întâmplător, doamna director de marketing, e aceea Andreea Mihai care e acolo, l-a văzut și s-a părut foarte cool. I-a trimis domnului Bomunete. Bomunete este actor. Faimos. Stand-up comedy. Și în același timp, faimos pentru TV. I-a trimis acestui domn biscuiți. Nu știu, un vacuum de biscuiți are importanță. Dar în același timp am hotărât să-l folosim și pentru Paști. Și știți ce a ieșit? Într-o săptămână, într-o agenție de media, au ieșit 5 stand-up comedy, pastile de stand-up comedy. 5 pe care le găsiți pe internet. Dar ce este esențial despre ele, că feedback-ul este extraordinar. N-a depășit așteptările. Puteți să spuneți care este rolul acestora. Întotdeauna conținutul trebuie să aibă un rol. Că este educațional, că este, sunt patru segmente de fapt. Este, în cazul de față a fost entertainment curat. Dar un entertainment care a obținut, ne-a dat un feedback foarte pozitiv pe tot ce înseamnă content pentru continuu și creație pentru cafea la mod general. Ce vreau să spun? Nu vă limitați numai la un spot TV atunci când trebuie să comunicați cu consumatorii. Pentru că de cele mai multe ori problema nu vine, de soluția nu vine neapărat acolo. Un ultim gând. Problema pe care o avem într-o agenție de media într-o perioadă de transformări este evident talent, oamenii. Și asta cred că e problema care avem în general ca țară. Numai că noi oamenii de media, percepția pe bună dreptate, că suntem oameni de cifre. Suntem oameni care lucrăm în mixer. Ideea este că toate aceste transformări apar alți oameni de media. Și nu apar alți oameni de media doar pentru că se schimbă piața în general. Nu apar pentru că avem mai multe puncte de contact. De exemplu, pot să vă confirm că nu numai în Londra, dar și în Zenit, în perioada asta, din 2008 până în prezent, ne-am duplat ca nu de oameni. Și s-ar putea să întrebați ce faceți și ce. Vă spun că îmi facem planning și mai de TV. Duplul ăsta, numărul ăsta este duplul de oameni,
vedeți în momentul ăsta 50% din oameni din front fac altceva. Sunt specialiști în programatic, sunt specialiști în performance, sunt oameni de conținut, social media management, facem o grămadă de alte lucruri care se leagă și sunt integrate. Și de ce putem să facem asta? Pentru că avem acces la data. Nu neapărat acel data care vine cu 3 luni de zile întârziere, ci acel data pe care l-ai în timp real. Iar dacă avem un beneficiu ca oameni de medie, că știți să citim datele. Știți să citim datele, să facem insight-uri și să le punem în practică. Eu astăzi am arătat doar cu ăsta de un creative. În realitate, transformările sunt mari și mult și divers. Și sunt divizii speciale și încercăm să facem integrare și se întâmplă o grămadă de lucruri pe zona asta. Dar, la cum mă uitor la dumneavoastră, cred că nu știți foarte multe despre asta și mă întreb dacă veți ști în continuare. Eu sper să știți. Asta este tot. Mulțumesc! Te încadrat în timp chiar mai repede de 15 minute ai terminat. Putem să luăm și câteva întrebări, da? Dacă avem pentru... am eu o curiozitate. Ce ați făcut campania pe care ați pregătit-o pentru Paște și la care ați renunțat sau ați reluat-o? A, nu, campania ce efectivă... Deci, o rugămintea. Așa cum am spus, dar n-a fost foarte clar că am mers foarte repede. Strategia de conținut merge mână-mână cu strategia de comunicare standard pe care o aveți. Eu fac două fracturi pe an pentru un brand. Ce fac în strategia de conținut? Compensez această lipsă. Mă asigur că atunci când brandul mă caută pe mine undeva, mă găsește. Și mă găsește și îi aduc tot timpul noutăți. Că fac o strategie de conținut și mă duc pe zona de owned. Când nici pe zona asta am mers foarte mult, n-am vorbit foarte mult despre asta. Noi vorbim doar de canale paid. Avem par canale owned și avem canale earned. Digital ne aduce acest lucru. Iar dacă atunci când zic, unde nu zic doar pagina de Facebook sau canalul de YouTube, pot să zic și pagina mea de și site-ul. Deci ideea este ca tu în permanență să știi consumatorii acolo, iar consumatorii să găsească despre tine informații relevante. De obicei, toate campaniile pe care le avem, avem campania tradițională și avem proiecte adiționale. Proiecte. Ideea cum faci aceste proiecte. Toate brandurile sunt astăzi publisher. Ca să faci publishing, poți să-l faci și întrebarea că toți ar trebui să te întrebați cine are grijă de contentul meu. Nu cine are grijă de spotul meu TV. Nu, cine are grijă de contentul meu? Pentru că nu contează cine îl face până la urmă. Nu contează cine execută. Contează cine gândește strategic, care sunt teritoriile pe care intrați și cum vă asigurați că îl țineți în viață. Că este viu, este live, it's always on. Pe 365 de zile, nu 365 de grade, 360 de grade. Pentru că conceptele se schimbă. Cred că sunt prea mult. Nu mă face, ce mai mă opresc. Zine cum ții pasul cu toate transformările astea, că am văzut ce se întâmplă. Tu personal ca profesionist. A, mie îmi place. Ea cu succes întotdeauna. Nu, mie îmi place, da. Nu, e vorba de altceva, e vorba de a fi curios și cred că nu știu cine a spus ceva. Dacă nu vă place acest job, nu-l faceți. În media e greu de stat. Pentru că credeți-mă că e frustrant. Dacă am de-a face cu auditori, cu procurement, cu deadline-uri scurte, cu brief-uri neinspirate, pentru că de foarte multe ori de ce trebuie să dau agenție de media brief de la creație, ce nevoie are agenția de media despre el. Nu spun că toate agențiile de media sunt așa. Nici asta nu știu. N-am fost întotdeauna decât în Zenit. Deci la asta spun că am experiențe din alte părți. Dar acest lucru îți dă un dinamism și o viață mișto. Dacă vrei să faci lucruri, este excepțional. Este zona în care n-ai când să te plictisești. N-am nevoie să mă motiveze nimeni. A doua zi mai vin la birou și mai văd un mail. Apare un nou termen, apare un nou furnizor, apare un nou client cu o nouă strategie. Deci este extraordinar. Deci este mișto. Maria, dar clienții, țin pasul cu ce se întâmplă, ei vor tot ce arătă aici pe ecran, sunt la fel de deschis sau sunt la fel de tradiționali? Din două, deci astăzi în Zenit avem un număr dublu de oameni față de 2008. Vedeți să mă cum degeaba. Da? Deci asta e un răspuns în sine. Nu toți clienții sunt pregătiți. Iar uneori, așa cum am zis, învățăm noi de la clienți. Pentru că avem clienți internaționali care au la caida lui internațională. Poate că nu e pregătit clientul din România să intre pe programatic, dar avem caida la nivel internațional să avem 20%. Ai putea să spui, tata, libertatea locală. Libertatea locală există. Dar în momentul în care există ceva learning-ul de acolo, când există learning-ul din rețea, când ai acces la tool-ul, mai e ceva, avem 7 la foarte multe instrumente și procese ca să poți să reușești să execuți toate lucrurile. Asta se întâmplă. Clienții nu ne dă, de exemplu, nu avem unde să știe că noi avem un departament care se ocupă de social media management. Dar vine timp. Se învață. Ideea este de ce lucra cu noi și am aici ceva, evident că în momentul ăsta setul nostru de competitor este foarte diferit. Dar întrebarea este de ce lucra cu noi decât cu altcineva. Pentru că decât cu o agenție normală de social media. Beneficiul este că am insight-uri, că am acela toată strategia de comunicare, că în momentul ăla se leagă, că pot să intervin și să mă opresc.
și că poți să analizezi impactul fiecărui element de comunicare. Pentru că nimic nu mai funcționează disparat. Deci nu, faptul că fac o campanie TV și în același timp aveți o promoție sau aveți un proiect online, toate se leagă. Deci nu mai e nimic. Psyllum. Iar și nu dăm. Deci sunt depinde de mine. Mulțumim. Avem întrebări? Dacă nu, trecem la programatic, tot a amintit Maria de programatic și îl invit pe Lucianu Mașcanu, Country Manager Telu din România, să ne povestească un pic de cum stă treaba cu programaticul. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Sunt dovada vie că dinozaurii nu au murit. La anul fac 20 de ani de media, deci pentru mine cuvântul machetă înseamnă ceva. Și pentru Maria înseamnă ceva. Nu știu dacă pentru voi înseamnă ceva. Existau niște poze colorate că apar aproape în ziare și reviste. Am spus puțin despre programatic pentru că n-am avut loc. Este extrem de puțin despre programatic. Dacă vrei să vorbești de programatic, probabil că nu sunt eu persoana și niciun caz 15 minute. Începem cu un pic de înțelepciune. Evident că totul este digital. Nu mai există marketing digital. Există marketing din care foarte mult este digital. Și digital înseamnă transformări, digital înseamnă lucruri noi în fiecare zi. Și pentru a avea succes în lumea asta, trebuie să fim tot timpul la curent cu ceea ce se întâmplă. Acum câteva zile a apărut un articol în care spune că programatic a murit. Deci, în mod normal, vă mulțumesc pentru atenție, pot să plec acasă. Ce vreau să spun cu, pentru că despre programatic sesiunea, dar a murit atunci, mă rog, asta e. Dar ce vreau să spun este, nu a murit de tot, nu e moarte, se transformă. Articolul este scris de Brian O'Kelly, care este CEO la AppNexus, unul din mari jucători din tehnologia, din tehnologie și, să spune, inventatorul conceptului de programatic. Se trece din programatic în programmable. Adică nu mai avem o chestie unidimensională, ci va fi un set de device-uri interconectate, aplicații în cloud, care vor comunica în timp real cu consumatorul și între ele. Dar va mai fi un pic până atunci. Ideea este că mai avem încă ceva de învățat. Și dacă nu ne prindem repede cu ce se mănâncă, înseamnă că nu suntem la jocul potrivit. Trebuie să învățăm foarte repede data și tehnologie pentru a ne putea ține pasul cu dezvoltării. Altfel e ceață. Și ceața este cu atât mai deasă cu cât lumea se dezvoltă. Doar două slide-uri am. Există o companie de investiții și de mergers and acquisitions, se cheamă Luma Partners, care este specializată pe media și care scoate în fiecare an studii și vă recomand să intrați pe site-ul lor. Ăștia sunt jucătorii prin care trec și banii și mesajele, de la marketer, la publisher și la final la consumer. Pe vremea când am intrat eu în lumea asta, erau doar trei pași. Era marketerul, era agenția și era publisherul. Acum sunt agenții, trade desks, DSPs, DMPs, creative optimization, targeting și așa mai departe. Este înfiorător, adică te sperie mai unde vezi. Ăsta este, mai devreme era peisajul display ad, ăsta este video. Deci, un mesaj video de la marketer la consumer, prin câte, prin câți jucători poate să treacă în ziua de astăzi. Ce este programatic? Ăla sunt eu, în februarie anul trecut, după primele 4 zile de curs la Team Digital în Grecia, când am intrat pentru prima oară în cariera mea în adâncul programatic. L-am înțeles absolut nimic. Am înțeles pe măsură ce a trebuit să mă lovesc în experiența de zi cu zi, de termenii pe care atunci am învățat. Există niște definiții, sunt nenumărate, am ales 4 dintre ele. Cea mai concisă este că programatic trading înseamnă vânzarea, achiziția de spațiu publicitar pe bază de date, în mod automatizat, de cel mai mult ori în timp real. O să vedeți, am înroșit cuvintele care apar în mai toate definițiile. Cele mai des întâlnite sunt automation, data trading, real time. Și foarte important, programaticul mai face ceva pentru clienți. Hipertargetează și reduce wastage. Ajungem cu mesajul exact la cine ne dorim și nu avem bani aruncați către un public pe care nu ne dorim.
Încerc să răspund și la întrebarea ce programatică. Există doi mari jucători în acest moment care iau foarte mulți bani din piața mondială de publicitate. Ei sunt cei care, chiar dacă nu au inventat programaticul, l-au dinamizat până la extrem. În special Google. Ăștia sunt banii pe care ei fac, i-au făcut în trimestrul 4-2015 pe oră. Ceea ce arată că sunt bani mulți în jocul programatic. Nu vă propun și nu pot să-mi propun, fără a fi luat de altceva decât sunt, să concurăm cu ei. Dar faptul că sunt atâția bani în această piață și faptul că programaticul ne dă atâtea posibilități, ne face să vrem să fim parte a acestui joc și noi. Atât ca publisher, pentru a ne crește marginile și a ne vinde datele pe care le deținem mai bine, cât și ca agenție sau client. Pentru a ne transmite mesajul într-un mediu controlat și brand safe, pentru a reduce wastage-ul, pentru a avea viability, este un alt indicator, adică să ni se vadă reclamele pe care le facem și așa mai departe. Deci trebuie să jucăm acest joc, mai ales când vedem unde se merge. Atât Facebook cât și Google inventează lucruri ca să ducă internet unde nu a ajuns niciodată și nici nu poate ajunge pe tech tradițional. Vom beneficia și noi, non-Facebook, non-Google players, de aceste dezvoltări. Ăștia sunt banii în procente pe care le-au luat și Facebook. Net Mobile Worldwide și Net Digital All Worldwide. Deci, pe mobile, aproape 70% din banii pieței mondiale de publicitate ajung la Facebook și la Google. Din total, cheltuieli investiții în publicitate, Google și Facebook merg aproape, merg peste 40%. E mult. Vrem și noi mai mult. Ce am spus mai devreme. Publisherul vrea mai mulți bani și să-și gestioneze datele, clientul vrea să știe în ce mediu își pune reclama. Deci este loc și pentru noi, ca jucători în această piață. Mă voi mai referi doar la două cuvinte pe care le găseam în definiție. Automation, această distilerie pe care o vedeți aici, este de fapt mecanismul prin care se tranzacționează programatic. Are două mari avantaje față de distilerie tradițională. Nu poluează și face mult mai mulți bani. Inventarul publisherului se tranzacționează prin acest motor, să-i spunem. Există niște dezvoltări tehnologice care se cheamă în partea de demand side platform, în partea de publisher supply side platform, prin care cererea clientului intră în contact cu inventarul publisherului și pe baza unei tranzacții numite real-time billing, totul se face în timp real, achiziția unei afișări se face în milisecunde, publisherul vinde ceea ce își dorește clientul să cumpere în sistem total automatizat. Dacă se cumpără, să spunem, afișări pe un site, atunci acest sistem de real-time billing este cel din mijloc. Dacă, în schimb, publisherul vrea să vândă audiența lui profilată, vrea să vândă segmente de audiență, nu vrea să vândă atât afișări pe libertate, ci vrea să vândă femei de 20-35 de ani cu obiceiuri de consum, nu știu, aparte. Atunci poate să profileze la capătul lui această audiență folosind un data management platform, partea galbenă de sus este partea de data processing, sau agenția la capătul ei sau clientul pot să profileze aceste date folosind aceeași tehnologie. Deci totul se face automatizat și în timp real. Întreabta este domnul Taylor în 007, așa probabil că o să arate un agent de vânzări de publicitate peste niște ani. Nu mai e nevoie de domnul în costum cu un ecar la supraț. By the way, bucuria pe care mi-a făcut-o nouă în serviciu este că nu trebuie să mai dar în costum. Toată lumea din acest mediu este în tricou și în blus. Așa arată un dashboard de SSP sau DSP. Alea sunt tranzacții în timp real și prețul la care s-au achiziționat afișele respective. Data rules, bineînțeles, și programaticul face un lucru extraordinar pentru clienți și pentru furnizori. Livrează mesajul corect la persoana corectă, în timpul corect și la prețul corect. Și aici vreau să iau și eu 10 secunde de publicitate, pentru că acest lucru în România îl face Project Agora.
care este o parte a TEIN în România, care reprezintă o alianță de publisher, cei mai mari publisher din România, și au pus audiențele în acest proiect Agora, parte din audiențe pe care noi le preprofilăm în 14 segmente de audiențe și le facem la vânzare către piață. Publicitatea s-a încheiat. Un pic și despre bani, ca să vedem ce înseamnă, de fapt, investițiile în publicitatea sistem programatic. Asta este în statele Unite, în general, ei au mai multe date pe care noi la dispoziție. Cert este că trendul este cel pe care îl vedeți. Publicitatea non-programatic scade violent și dramatic și este înlocuită de non-RTB sau RTB programatic trading. Worldwide programatic ad spend, iarăși cifrele cresc de la un an la altul cu în jur 20%. Deci este clar că programaticul va deveni sau este în anumite piețe în modul principal de tranzacționare a publicității. Se spune de multe lucruri că se reprezintă viitorul. O să ating doar două dintre ele, mobile-ul și video. Mobile-ul nu mai este viitorul, viitorul este acum. În 3 ani de zile, cheltuielile pe device-uri mobile, ca și cheltuielile publicitate în mediul mobil, a crescut de 964%. E nu știu să calculezi procentul. Și despre video, probabil că nu mai e cazul să vorbim despre spot TV sau spot video. Este un spot, nu poate fi decât un spot video livrat pe diverse canale de distribuție. Dacă facem o comparație cu piața TV din România, audiența unui spot video livrat pe Facebook este mai mare nu numai decât fiecare canal în parte pe slotul ăla respectiv de canal TV, ci și decât tot al TV-ul românesc. În consecință, investițiile în digital video cresc constant cu cifrele pe care le vedeți acolo, însă reprezintă încă foarte puțin din total dacă comparăm și cu piața de TV. Dar, odată ce cutia Pandora a fost deschisă, TV-ul și mari jucători, de data asta furnizorii de conținut TV, au dat de gustul programaticului și, cu siguranță, în foarte puțin timp, vom avea și achiziții de spațiu publicitar în sistem programatic pe TV. Sky deja a pornit această avalanșă și o să vă invit să vedeți un mic filmare de prezentare. Watching TV is the nation's number one pastime. So it's no wonder that television advertising has such power and impact. And now we've turned it into a whole new ball game. Welcome to Sky AdSmart. Advertisers looking for specific audiences, but using a mass medium, can now combine the unrivaled power of TV, our in-depth knowledge of Sky households, advertisers' own consumer insights, and Sky's new targeting technology. Sky AdSmart enhances the power of TV, giving you greater control over who is seeing which commercial, in which location, and how many times they see it. You choose your specific audience from our wide selection, agree the campaign terms, and let Sky AdSmart do the rest. So now you're free to use TV in an entirely new way. You could show Brummies the city version, or focus on mummies with the baby version, or mix and match your audiences and show yummy Brummy mummies the luxury version. To make all this possible, you effectively turn Sky Plus HD boxes into dynamic ad servers, which can place spots seamlessly into ad rates when households match the selected audience attributes. Not only very clever, but very simple too. With our advanced data, it'll be easy to track campaign performance and report the results in the detail you need. There are many ways to use Sky AdSmart. Select the exact buying audience you need. Advertise only in cities. Take greater control over frequency. Show your creative work in an exact order. Play different messages to different viewers. Show your ads more often to your core audience. Sky AdSmart, the power of TV enhanced. Sky. Deci, believing better. Lucru care părea cu 2-3 ani de zile de neimaginat, este posibil și e posibil oriunde un distribuitor știe întotdeauna, dacă un om are un set-top box în casă, știe la ce se uită, știe din ce e format gospodăria respectivă, deci va ști ce mesaj să livreze, când să livreze. Există două studii pe care
care Taylor l-a făcut, unul despre programatic în țările Europei Centrale și de Est și în Orientul Apropiat și Africa de Nord, și un studiu pe România despre adblockere. O să existe un speech un pic mai corect pe adblocking. Dacă vreți să downloadați studiile, le găsiți aici. Eu pregătisem câteva vorbe și despre white paper-ul ăsta, despre programatic. Nu mai avem timp să prezint, dar le găsiți acolo, sunt complete, sunt, vă fac o idee despre cum percepe piața noastră, atât prin sistem programatic, cât și adblocking. Thank you, mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă am să mă fac înțeles, dar măcar sper că v-am stărit curiozitatea și dacă aveți întrebări, no? Thank you. Ce ai prezentat tu și îți mulțumim foarte mult. Este un fel de SF. SF pentru piața românească, dacă mă întreb pe mine. Nu știu dacă am dreptate. Nu este. Se întâmplă. Deci se întâmplă, da, da. Deci noi cu Tailwind suntem cu Project Agora la mijlocul acestei întâmplări și funcționează. Anul trecut, de la nimic, am tranzacționat 300.000 de euro. Apropo de lucrurile, se mișcă repede. Întrebarea mea este următoare. Este ca și cum lumea și timpul l-au luat înaintea noastră. Se întâmplă foarte repede, foarte multe. Țin minte că lucram în McKell și era la început digitalul, că mergeam la clienți și explicam că oamenii ieșiseră pe băncile acolo, nu știam. Și atunci rolul nostru ca agenție era să le explicăm cum funcționează, cum se măsoară, ce înseamnă aia, ce înseamnă teren, tot. Un fel de training făceam atunci. Ceea ce a folosit? Voi faceți treaba asta acum? Pentru că senzația mea este că încă lucrăm separat. Clientul într-o parte, s-a mai împrietenit cu agenția cumva și nu toți. Și media este deja ce? Și clienții și accounts-ii, nici clienții, nici accounts-ii nu știu de ajuns despre treburile astea. Este evident că nu știu de ajuns și noi, în actul de vânzare pe care îl facem pentru Project Agora, dar toată lumea, facem training-uri, facem prezentări. Prezentări și... Da. Ideea este că oamenii de care vorbim și-au angajat niște oameni, mult mai tineri decât mine, care știu exact cu ce se mănâncă. Adică este, și ei sunt în poziția vis-a-vis de managementul lor, ei sunt în poziția contabilului de pe vreme. Nimeni nu știe cu ce se ocupă, atunci mergem, lăsăm în pace să-și facă treaba. Asta treaba că... Dar este prezent, este acum, se întâmplă acum. Da, mă gândesc cumva, ca să comunici integrat și să faci o echipă, să faci o treabă cu un blend, toată lumea trebuie să știe despre toată lumea. Adică undeva e capul strategic și toată lumea trebuie să știe ce înseamnă. Toate amănuntele, evident că omul e specialist. Dar în mare să știi cum să integrezi toate treburile. Noi suntem într-o fază de tranziție acum și toată lumea, fie publisher, fie agenții, fie clienți, sunt într-o efervescență fantastică, încercând să înțeleagă fenomenul. Și avem și o frică de asta nativă, probabil, la neamului, că dacă ne fură sau dacă ne iau mai mulți bani decât așa. Și atunci se merge pâș-pâș dintr-o restricție internă. Sistemele se dovedesc funcționale, sigur că trebuie să știi să le folosești. Dar noi punem și un pic de, cum să spun eu, sos românesc așa peste chestia da, asta. Da. Dar merge. Am o întrebare, Xavier, date de familie în România, sunt ele de încredere pentru noi? Adică ne putem baza că aveți segmentarea pe care o avem, de exemplu, în state sau... Mă rog, nu chiar așa, dar... Datele pe care le avem sunt datele pe care le culegem, fie noi, fie agenții, fie ajutorul din industrie, sunt datele pe care le culegem din clienții site-urilor. Diferă foarte tare mecanismul prin care le procesezi. Noi lucrăm, de exemplu, în Project Agora cu un data management platform de top 5, se cheamă Lotami. Și măsurăm, când luăm și profilăm audiențele, interacțiunea acelui cookie cu reclama, contextul în care l-am găsit, în funcție de conținutul pe care l-a activat, l-a accesat, sau chestionare sociodemo, sau și chestionare sociodemo pe care parte dintre cei pe care cookie-urile pe care le monitorizăm ne-au completat. Deci există trei tipuri de input când se face profilarea dată. Și sunt confirmate de viață. Adică, întotdeauna,
profilele, segmentele pe care le-am vândut și au atins targeturile. Deci sunt corecte. Zine, și ce altceva mai promite programatic, în afară de mai multă eficiență, targetare mai eficientă? Păi, programaticul este un instrument pe care poți să-l folosești cum vrei. De exemplu, în momentul în care un publisher... Situația este în felul următor. Publisherii, editorii de presă online, sunt cei care dețin datele. Ei vor să-și maximizeze veniturile. Și atunci au două opțiuni. Fie își cumpără, își licențiază un data management platform personal, investesc în tehnologie și își vând segmentele de audiență ale portofoliilor direct, fie intră într-o alianță de publisher, cum este în cazul nostru Project Agora, cum este în Franța la Place Media și așa mai departe, care la comun cu un intermediar tehnic, cum este Tailwind, care susține costurile tehnice, își pun audiența la dispoziție, noi le profilăm și le vindem. Depinde foarte tare, oricum, lucrurile se mișcă, lucrurile se fac peste, că tot m-am văzut că nu mai e programatic, e programator. Când am ajuns și eu în business-ul ăsta, exista un waterfall. Primii bani, un publisher îi făcea din publicitatea tip display. Bannerele și așa mai departe. Al doilea și ultimul segment era ce nu vindeau, arunca un Google și se vindea acolo. A venit Project Agora și s-a pus la mijloc. Iei banii cei mulți din display, ce nu vinzi acolo, îi dai un Project Agora și încearcă să-ți vândă mai scump decât îți vinde Google, ce nu-ți vinde Project Agora, îți dă înapoi în câteva mile secunde și le dai mai departe. Și era un waterfall foarte frumos. Acum s-a descoperit o nouă invenție care se cheamă header bidding. Ceea ce face ca, de la încărcarea site-ului, site-ul trimite cereri de licitație către toți partenerii interesați. Nu se mai merge în waterfall. Și el are, nu știu, 1 milion de afișeri în momentul ăla, și întreabă pe toți jucătorii în același timp cine de mai mult. Până ajung eu la birou, poate să mai schimbă ceva, nu știu. Dar, mă rog. Da. În primul rând, vreau să spun că am înțeles că am 20%. Eu n-am înțeles nici atât, am știut. În al doilea rând, eu sunt de la Ipsos, de la agenție de cercetare. Uh-huh. Lucrez cu clienți mari, care acum par să fi descoperit social media list. Așa, la un nivel macro, reușesc să îi fac să înțeleagă cumva. Dar cumva simt că mă opresc de un zid. În momentul în care știu că respectivul client are un cont de Facebook, care este manageria de un intern, care postează o dată la câteva zile niște concursuri și nu știu ce. Simt că nu sunt consumatorii lui, cei care dau like paginii, ci sunt cei care vor să câștige excursia la Viena. Cum pot să-i spun eu acestui client să facă ceva în sensul ăsta și că nu e neapărat de plin? Păi, în primul rând, probabil că vede și rezultatele, nu sunt cele pe care le aștept. Tocmai pentru că nu știe să măsoare impactul. Nu știe la ce să aștepte, este același lucru cu a lua aspirina singur sau a merge la doctor. Adică primul sfat și cel mai important este să meargă către o agenție specializată în social media. Toți ne pricepem cât de cât, ce am văzut să facem în specializație este altă poveste. Și dacă este cineva, un business, care vrea să-și înțeleagă piața, să facă lucruri esențiale pentru creșterea business-ului, nu poate să o facă intern, decât dacă am foarte bun intern. Adică, și problema vine de la management și o spun cu toată deschiderea. Eu am niște ani, zic eu, 25 și câteva luni, nu vă spun câte luni. Dacă nu ești, cum să spun eu, împins, sau dacă n-ai curiozitatea nativă de a înțelege ce se întâmplă în piață, rămâi cu niște reflexe pe care le-ai dobândit în niște ani de offline. Ca și general manager sau ce ești acolo. Și atunci e foarte greu să prinzi ce se întâmplă. Adică preferi să ai o atitudine gen nu înțeleg, nu există, decât să intru într-o chestiune pe care nu pot să o controlez, mai ales managerii care sunt foarte control freak așa. Adică cum pot eu să controlez un băiat de 23 de ani la social media când nu înțeleg ce face acolo? Atunci prefer să o dau la spate. Sfatul meu este către toți cei cu care vorbești și au interes în zona asta, să se și ia profesioniști. Și să-i creadă pe cuvânt. Adică nici eu nu înțeleg. Am făcut foarte multă contabilitate, încă nu înțeleg mai mult din contabilitate. O cred pe contabilitate. Dacă văd că merge treaba. N-avem, altfel nu puteți să-i convingeți. Mulțumim. Mulțumesc mult de tot. Trecem acum. Trecem la un alt SF, sau, mă rog, una din
multele alte provocări ale advertiserului și ale marketingului, ad blocking. Nu o să vă întreb, probabil o să vă întreb Cosmin, câți aveți instalate programe de blocking. Așa că îi predau cuvântul lui Cosmin Nare, fondator al Quantix Marketing Consulting. Ad blocking. Da. Good afternoon, bună după amiaza, cum să spun, ca să folosesc româneza. Am câteva provocări. Una dintre provocări este să mă încadrez în timp și să nu vă țin peste program, ținând cont că ne apropiem. Urmează plânsul. Cu atât mai mult este o provocare majoră. O a doua provocare, la fel de mare, este să spun de două ori mai multe lucruri decât aveam în plan inițial, deoarece discuțiile foarte interesante de până acum au alimentat imaginația și vreau să mai adaug câteva ingrediente. Și la last but not least, aș vrea să și rămânem cu ceva din această prezentare. Două, trei chestii, o să încerc să nu fie foarte multe, ca să păstrăm cumva acele reguli de aur ale advertising-ului. O să începem puțin să vorbim despre adblocking. Câți dintre cei din sală au auzit despre blocking până acum, până la prezentarea trecută? Câți aveți instalat adblocking pe ce? Pe telefon, pe laptop, pe un device? Bun. O să vedem cam cum sunt și cifrele din România și să vă comentez puțin și despre valori la nivel global. Vedem unde suntem. Doar că încep să inserez, sper să nu mă înșel de memoria, să inserez din lucrurile pe care vreau să le spun. A fost puțin mai devreme discuție despre millennials, despre cum învățăm, cum îi învățăm pe ei lucruri, cum învățăm unii de la alții din agenții și din, de la clienți și așa mai departe. Eu am fost și la client, am viața mea de corporatist la bază, de vreo 6 ani am început în zona antreprenorială și de consultanță. Pe partea aceasta am făcut la un moment dat am pus în legătură un operator de telecomunicații cu câțiva copii. Aveam un interes în a înțelege mai bine copiii. Se întâmpla acum 5 ani, este foarte important să înțelegem, acum 5 ani. Și copiii erau de clasa a 4-a, a 5-a. Și au vrut să aibă o discuție legată de folosirea telefoanelor mobile. I-am strâns pe copii într-un loc, au venit și reprezentanții de la operatori și copiii erau pe device, bineînțeles. La care o doamnă de acolo, de acasă, mă experiență, așa foarte frumoasă, se duce la unul dintre băieți și zice, ei, te joci, ți-ai instalat un joc? Și respectivul ridică, era în clasa 4-a, ridică privirea, zice, nu, îmi citesc mail-urile. Am fost implicat într-un proiect legat de tineri, în care am colaborat cu domnul Vintilă Mihailescu, celebrul antropolog român, care ne-a spus următorul lucru. Este pentru prima oară în istorie, bineînțeles, suntem dorniți să avem primele chestii și așa mai departe, dar pare să fie fondată opinia dânsului. Este pentru prima oară în istorie când părinții învață de la copii. Copiii sunt cei care învață pe părinți lucruri. Pun în context ca să vedem că e posibil ca uneori mesajul să vină dinspre public, dinspre consumatori. Și sunt aici în fața voastră ca să vorbesc puțin și din perspectiva pietrei, să spunem așa. Voi încerca să țin prezentarea foarte pe scurt. Probabil că imagini de acest gen le-ați văzut pe desktop, pe diverse screen-uri pe care surfați. Hai să vedem de ce anume am generat un studiu legat de adblocking. Eu sunt parte din acest studiu, o să povestesc imediat când ajung la el. Nu mai insist, digitalul este tot mai relevant. Ce înseamnă digital și asta este o provocare, să definim, dar este tot mai relevant în bugetele de marketing. Se duc bani tot mai mulți în direcția aceea. Sunt foarte multe încercări de a veni cu date factuale, cu studii, cu fundamente, să spunem, matematice, care să justifice investițiile în digital. Și eu personal sunt un susținător, bineînțeles, se explorează pe ce direcții se merge. Utilizarea internetului pe dispozitive mobile a explodat, cum s-a precizat și anterior. Și când mă refer la utilizarea internetului, inclusiv la partea de shopping, deci la
customer journey end-to-end. Programele de tip AdBlocking s-au dezvoltat foarte mult în ultimii 5 ani. Practic, la nivel mondial, după estimările Pagefair, în urmă cu 5 ani, erau circa 20 de milioane instalate, acum sunt undeva în jur la 200 de milioane. Deci o creștere foarte mare. Și în ultimul rând s-a produs un eveniment interesant anul trecut. iOS-ul a permis, va crea niște facilități pentru protecția utilizatorilor de iPhone la apariția reclamelor. În acest context, am considerat că este interesant să mergem în zona de cercetare pe partea de România, pe țara noastră, și să înțelegem puțin mai mult din acest gen de expunere. Aici este am zis să o inserez și imaginea aceasta, am dat peste ea ieri. Este un print screen, în timp ce surfam pe net. Cam acesta este un ecran pe care m-am lovit. Sunt foarte multe mesaje, bineînțeles că comunicarea în digital nu implică doar afișarea de bani, este cu totul și cu totul mai complexă și mult mai amplă, dar am vrut să avem așa o imagine cam cu ce se poate lupta un om care surfează pe internet. Și ajungem la zona de date. La zona de date aș vrea să mai fac un mic comentariu, un mic insert, fiindcă s-a vorbit despre research, iar eu aici vin cumva din zona de research, background-ul meu este din partea de cercetare de piață și educațional și ca experiență profesională. Și au fost comentarii legate de research și sunt fundamentate. Ar trebui să apăr foarte mult research-ul, fiindcă mi-apăr țara. Pe de altă parte, nu există date perfecte. Nu, avem două extreme. Avem cei care refuză research-ul, n-au încredere în el. Avem și ceilalți care iau research-ul by default, ceea ce ne spune o cercetare este adevărul absolut și merge mai departe cu el. Din fericire, cele două extreme sunt destul de mici. Zona de mijloc este o zonă de discuție, este o zonă de interacțiune și uneori research-ul are limitări. Trebuie să învățăm să luăm ceea ce poate fi util din el, chiar și din datele pe care le voi prezenta eu astăzi. Din fericire, decidenții, managerii, directorii, asta poate fi o surpriză pentru oamenii de research, își bazează deciziile pe un studiu global, undeva la, nu mai țin minte, exact 5% din datele de research. Deci nu este chiar atât de important în decizia finală a unui CEO. Dar haideți să trecem puțin la date și la studiu. Studiul am făcut în parteneriat cu Project Agora și este comandat de IAB. Are două componente. O componentă de măsurătoare, să spunem așa, tehnică, prin intermediul prin tehnologia Pagefair, din care s-au ocupat preponderent Project Agora. Eu am fost implicat în zona de cercetare primară, în zona de interacțiune cu utilizatori de internet din România. Și să punem doar câteva procente, câteva finding-uri. La nivel de România, undeva în jur la 14% dintre utilizatori folosesc la ora actuală programe de blocare a reclamelor. Procentele pe niște statistici globale ne arată că ar fi în România undeva în jur la 18%. Site-urile pe care am evaluat noi sunt site-uri care respectă criteriile IAB, deci sunt niște site-uri care intră în topul celor mai mari publisher din România, celor mai mari 7 publisher din România. Ceea ce este interesant este faptul că dintre aceștia 96%, deci practic toți utilizatorii, intenționează să folosească în continuare programe de blocare a reclamelor, iar dintre cei care nu știu, aproximativ 43% au aflat, care nu folosesc măsuzați, cam 43% știu de existența blocărelor și undeva la jumătate dintre ei intenționează să își instaleze, 18% chiar cu siguranță vor să facă acest lucru.
Pe ce tipuri de site-uri se folosesc adblockerele? În topul acestui, acestei distribuții se află site-urile de sport și site-urile cu programe ghiduri, respectiv știri generale. Această distribuție nu este obținută din interviuri cu respondenții, este obținută prin măsurătoarea electronică și a fost undeva la peste 100, în jur la 150 de milioane de afișeri care au fost înregistrate în această măsurătoare, care s-a efectuat la sfârșitul anului 2015, asta nu de asta. De cât timp și-am instalat adblockerul? Și l-am instalat, dacă ne uităm, 43% l-am instalat în mai puțin de un an, în urmă cu maxim 12 luni. Insist pe acest procent, fiindcă este în linie cu datele globale. Practic, în ultimii 2 ani s-au dublat numărul de utilizatori de la an la an la nivel mondial de adblockere. Practic și la noi arată cam același lucru. Pe ultimul an, aproape că s-a dublat numărul celor care și l-am instalat. Suntem însă încă în fază de early adoption. Deci suntem încă la început. Din punct de vedere al motivelor, publicitatea pare a fi, publicitatea iritantă este motivul principal. Ce apare pe statisticile mondiale și nu apare în mod explicit la noi, este faptul că există o îngrijorare mai mare în alte părți, în piețele poate mai mature din punct de vedere al utilizării internetului, legată de privacy, legată de acele lucruri de privacy. La noi apare mai puțin. Faptul că publicitatea este deranjantă este de departe motivul cel mai important. Nu vreau să plecăm cu frică de aici sau cu o barieră, o să discut la sfârșit puțin despre asta. Reclamele sunt și ele acceptate până la un anumit punct, dar foarte puțin. Care sunt reclamele cele mai acceptate? Sunt instant video, cum vedeți pe YouTube. Și caracteristica principală este să fie skippable. Asta apare și pe statisticile mondiale, pe motivele mondiale. Dacă este skippable și mai ales în prima perioadă, în primele secunde, tipul acesta de reclamă are o acceptanță ceva mai ridicată, dar oricum foarte scăzută. Dacă vă uitați, totuși peste 80% resping și acest gen de reclamă. Doar 10% dintre participanții la studiu au spus că reclamele de pe internet îi ajută în alegerea produselor sau a brandurilor sau a anumitor oferte. Repet, am mai discutat de acest aspect. Sunt niște declarații. Este posibil ca să fie procentele, dacă e să măsurăm prin alte fluxuri, procentele de impact al unor campanii să fie mai mari, dar la nivel declarativ cel puțin există o barieră în a accepta reclamele pe internet. Din punct de vedere al tipurilor de activități, cele mai genul de activități care sunt cele mai afectate de apariția reclamelor sunt cititul știrilor, vizionarea filmelor și ascultarea muzicii. Aici este un aspect interesant. Pe site-urile oficiale, ca să spunem așa, de vizionare de filme și ascultare de muzică, reclamele sunt ținute sub control mult mai bine decât pe site-urile neoficiale. Sau, mă rog, hai să spunem așa, în zona mai de piraterie. Și cele două lucruri se leagă. Știm că avem încă fenomenul acesta foarte larg răspândit în România. Un aspect interesant este poziția pe locul 4 la social media, care nu este atât de, nu este un top 3, să spunem așa, însă apariția reclamelor pe, în zona de social media poate fi considerată foarte agresivă. Acolo este un spațiu privat, este un spațiu de interacțiune cu cunoscuți, cu foarte selectiv. Și apariția reclamelor trebuie tratată cu foarte multă grijă, cum anume se inserează mesajele publicitare în zona respectivă. Ca idee de final, și încerc să mă și încadrez în timp, să nu uităm faptul că s-a tot vorbit la nivel teoretic, dar suntem în zona de
Consumer Empowerment. Înainte vorbeam de zapping, de faptul că aveai telecomanda la îndemână și schimbai postul și așa mai departe. Acum este cu atât mai mult puterea în mâna consumatorului să încerce să îți dea skip, să folosească orice mijloace are, să-și customizeze experiența pe care o are în online. Adblockerele facilitează această manifestare a consumatorilor. Este o provocare creativă pentru toți cei care se află în industrie și când mă gândesc la creativ, nu mă gândesc doar la creativul tradițional, mă gândesc la modul cum sunt gândite campaniile, la modul cum facem engaging, cum facem sinergii între offline, online și așa mai departe. Probabil că reclama aceasta, reclamă, e un filmule scurt, vă este cunoscută, nu am film în spate, cel cu cum ne certăm cu utilizând brandurile, nu știu dacă ați văzut-o, dar nu merită să căutați pe Google. De ce am pus-o? Este una dintre reclamele care a circulat viral foarte mult. Să nu uităm că multe dintre elementele de conținut care se transmit viral sunt, până la urmă, reclame. Deci, mediul online favorizează comunicarea pe marginea reclamelor dacă sunt făcute într-un anumit fel care să fie relevante pentru viață. Și, deși poate părea alarmant, suntem totuși într-o fază de adopție, la început, pe partea de blocare. Este foarte posibil să fie în continuare în creștere, acea curbă este curba la nivel mondial. Vedem cum a crescut în ultimii 2 ani. Suntem la ora actuală undeva la 14% în România, foarte posibil să ne confruntăm și în continuare cu creșterea acestui fenomen de instalare a programelor de blocking. În inima cam acestea am avut să spun, am încercat să mă încadrez și vă prezic eu oarecum pe acolo. Mai vreau doar un comentariu scurt să fac, asta vorbim mult de frică și vreau să mai vorbesc puțin despre frică. Hai să nu ne fie frică de faptul că oamenii își instalează programe și ne blochează mesajele și campaniile, ci să încercăm să devenim relevanți pentru ei, să facem lucrurile în așa fel încât să le placă și să le viralizeze, de ce nu? Vă amintiți în urmă cu ani de zile, n-aveai voie să intri cu aparatul foto la un concert, fiindcă făceai poze starului și nu erau pozele corecte. Acum s-a trecut exact în partea cealaltă, cât mai mulți să facă poze și să le viralizeze. E doar o altă abordare a aceleiași realități. Încercăm să o folosim în favoarea noastră și lucrurile arată bine din punctul ăsta de vedere. E cam bancul acela cu omul de vânzări și cu omul de marketing care pleacă pe o insulă unde trebuiau să vândă pantofi și omul de vânzări a sunat, a spus că este dezastru că nu cumpără nimeni pantofi, nu o poartă. Cel de marketing a spus, este fericire, aici nu poartă nimeni pantofi. Cam pe aici, pe undeva, cred că suntem și noi. Mulțumesc! Te aștept întrebările, dacă nu. Avem întrebări? Aș vrea să știu dacă segmentarea ați făcut-o și pe bărbați, femei și pe vârstă, ceea ce privește adoptarea publicului. Da, avem și bărbați și femei și mai multe vârste. Studiul în sine nu e un proiect de segmentare, e mai mult un market size and structure, este o primă inițiativă. Ne e destul de greu să ne raportăm la o populație totală, să facem, fiindcă e o primă explorare în zona aceasta. Și scopul final nu a fost neapărat de segmentare, ci de a vedea care sunt aspectele la care se uită, ceea ce contează mai mult, dar avem și bărbați și femei. Care e procentual între adoptarea de adblockere pe vârstă și bărbați femei? Nu mai știu pe din afară, nu. Dar bărbații, aveam și întâlnămițări. De sport și... Bărbații sunt early adopter în zona aceasta și este și în linie cu trendurile, cu rapoartele din alte țări. Bărbații sunt cei care și-au instalat singuri și care au într-o proporție mai mare. Dar nu mai știu care e procentul efectiv. Comparativ cu alte țări? Suntem cam în aceeași zonă. Undeva în jurul la 20% este, să spunem așa, rata de utilizare a adblockerilor. Am datele, nu le-am pe toată lumea, le-am pe diverse țări. În țările din... și sunt accesibile online.
în țările, să spunem așa, mai de tradiție, Anglia, Germania, tind să fie un pic mai mare, cea mai mare în Grecia, interesant. Iar noi suntem în zona medie. În zona medie la nivel global, din punct de vedere al ratelor de adopție a cadavrelor. Studiul a fost făcut doar pe laptop sau desktop, n-a fost făcut pe dispozitivele mobile. O să faceți pe mobil? Sperăm să facem, se merge tot mai mult în zona de mobil, chiar și research-ul merge în zona de mobil. Sunt niște provocări mari în zona aceasta, dar ne învățăm pe măsură ce se întâmplă lucrurile. Aveți să mulțumim. Mulțumesc și eu. Mai putem, cred, sta de vorbă și în pauză, mă rog, pauza de prânz, în timpul sesiunii de networking. Așa că nu plecați, vă invităm la masă. Mulțumim.